Hristos a înviat. Haideți să luăm așa un pic, sistematic. Sincer, nu mă așteptam să fiți nici atâta atenția. Pentru că, mă rog, fiecare om își face vacanța sau mini-vacanța cum vrea. Am ales ziua asta pentru că ieri a fost prea devreme și mâine prea târziu. N-ai fost prea târziu mâine, dar sunt lucruri pe care eu le știu. Alții le bănuiesc, alții le cred și ele există. Cum ar fi faptul că în săptămâna luminată sunt deschise cerurile, da? Problema e că ziua de azi și, mă rog, conferința asta reprezintă rezultatul muncii mele. Și, hai să zicem, studiului meu. Și știți, Einstein spunea că orice teorie trebuie revizuită la cel puțin 20 de ani. Și se împlinesc 20 de ani de când m-a ajuns eu la Părintele Argat. Și am dat cu nasul de creștinism, puțin altfel decât eram obișnuit. Adică una este să te duci la biserică de Paști de Crăciun și să-ți iei lumina de Paști, da. Și alta este să pătrunzi în esența unei religii. Sincer, nu știu dacă să mă bucur sau să mă întristez că termin etapa asta din viața mea. Eu am și cred că mi-am format-o un an de zile sau dacă nu, în mileni, în vieți. Acea senzație când ceva se încheie, când un ciclu din viața ta se încheie. Și astăzi se încheie studiul meu relativ la religia voastră. De ce zic a voastră și nu zic a mea? Pentru că eu sunt un pic altfel. Și o să fiu tot timpul un pic altfel. Nu pot să aparțin unei religii. Nici unui neam. Pentru că am fost creat un pic altfel. Un spirit nu poate să fie decât ceea ce este el. Și menirea mea este să studiez și să perfecționez lucruri. Așa sunt. Adică, hai zice Dumnezeu, mă trimite într-un loc și încerc să văd de ce nu funcționează bine un sistem. De ce nu funcționează bine un ceva. Fie că e vorba de medicină, fie că e vorba de arte marțiale, fie că e vorba de credință religioasă. Menirea mea este să mă duc să descoper unde se greșește. De ce scara ortodoxiei nu funcționează. Adică, și o să vorbim despre asta, pentru voi, un sfânt e un fel de campion. Sfinții ar trebui să fie oameni firești. Bun. Ca să mă înțelegeți pe mine, știți, și încercam să fac o... să mă descriu. Foarte puțină lumea mă cunoaște cu adevărat. Eu m-am născut un tip foarte cu minte. Eu am fost ca o făpușă. Până la un moment dat. N-am făcut prostii mari în școală. Deși era să fie că s-a mai titulat de două ori. M-am jucat cu focul în clasă, deci nu am făcut altceva. Deci n-am făcut prostii mari. Ca să ajung ceea ce sunt, șeful cel mare mi-a ghinulat așa un pic viața. Și dintr-un tip care la 18 ani când am auzit o fată spunând și reproduc, da? Ce, mă,
te deranjează că dau eu limbi în gât cu ăsta. Moment în care m-am făcut roșu de tot. Cam așa eram eu pe la 18 ani. Dacă vorbea cineva urât, fugeam și mă lășeam. Și atunci viața m-a purtat în Timișoara, unde o persoană foarte dragă inimii mele m-a introdus în lumea bună. Între ghimele. În lumea interloc. Motiv pentru care și n-am fost cu oricine, am fost cu number one în acel moment, pentru că și acolo sunt niveluri. Și am studiat în mai interloc. Momentul în care am început să învăț, am învățat să înjur și eu, evident. Și când am înjurat prima oară, mi s-a spus, Dragoș, tu nu mă jura. Ție nu-ți stă bine. Tu nu ești făcut pentru asta. Mă rog, a fost o experiență interesantă. Am cunoscut partea mai întunecată a societății românești. Vorbeam cu sărmanul prostituatele de la Continental, nu de aici, de la Continental de Micea. Și vorbeam cu dumneavoastră cu hoții de buzunare. Deci vă dați seama cum eram eu. Evident că viața mea a evoluat, a trebuit, m-am zis, am avut voie să intru în acel mediu, dar ca observator. Adică mi s-a spus așa. Dacă cumva te înhăitezi cu ăștia de aici, eu îți rup picioarele. Dar am avut statutul de observator. Bun, viața mea a evoluat, am ajuns la Părintele Argat, am intrat în mediul bisericesc. Eu sunt un pic, v-am zis, altfel. Adică sunt pe principiul freudian. Știți care e principiul terapeutic al lui Freud? Neimplicarea binevoitoare? Cam așa sunt eu. Mă implic și nu mă implic. Adică, oricât m-aș implica, există o parte din mine care vedea. Beculețe. Le spun beculețe. Și beculețele mele fac la un moment dat clink, 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 clink. Beculețele mele mă țin tot timpul în alertă. Beculețele mele mă fac să nu-mi pierd capul. Așa sunt. Probabil viețile mele trecute și-au spus cuvânt. Fiind soldat, eu n-am o problemă. Țin minte că eram în armată și fusese revolta de la Brașov. Și am dormit îmbrăcat cu arma în pat. Pentru mine n-a fost. Pentru toți ceilalți era ceva nou. Era... Mie mi s-a părut ceva firesc să dorm cu arma în pat, dar chiar interesant. Bun. Cert este că am ajuns în mănăstire. Și aici am început să studiez. Și astăzi, ca să zic așa, am o tare de seamă. Numai în fața voastră, ci și în fața altora. Pentru că aici se pune problema numai în a găsi defecte. Oricine poate să găsească defecte. Și problema se pune în a da soluții. Și știți ce e paradoxal? Că mulți dintre cei care sunteți aici sunteți dovezele soluției. Pentru că altfel n-ați fi fost aici. Adică altfel n-ați fi putut să ajungeți să avem viață cu conferința asta. Bun. Și o să începem foarte frumos. Cu un mail pe care l-am primit și care reprezintă o sinteză foarte drăguță a creștinismului și a ortodoxiei din ziua de azi. Doamne ajută! Mă numesc. Am vârsta de 33 de ani și, din păcate, viața mea nu a fost atât de ușoară. Pentru mine, sau poate a fost așa, sau poate, deci pentru mine, sau poate a fost bine așa pentru evoluția mea spirituală. La vârsta de 20 de ani am reușit la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, unde am urmat doar 3 ani, dar ce m-am îmbolnăvit de schizofrenie. Cauza a fost stresul și posturile excesive, deoarece duceam o viață foarte curată și mă împărtășeam în fiecare lună.
Dar boala a venit pe neașteptate. Acum iau tratament și îl iau de 10 ani. Întrebarea mea este, de ce s-a declanșat această boală și ce pot face pentru a mă vindeca? Între timp am început o facultate de filologie la Spiu, care, mă rog, dar am avut blocaje și acolo și nu am reușit să o termin nici pe asta. Aș dori să-mi dați câteva sfaturi. Între timp am făcut și un avort, din păcate. Deoarece medicul mi-a interzis să țin sarcină, în tratament. Vă rog să-mi dați câteva sfaturi. Eu merg la biserică, la Sfântul Masul. Mai țin postnic până în când. Dar nu știu cum să văd sau cum să tratez această boală din punct de vedere spiritual. Am fost la o mănăstire și un duhovnic mi-a zis, boala asta e nebunie. Și mi-a închis gura. Vă mulțumesc și aștept răspunsul dumneavoastră. Am uneori vise și vedenii, o scrie. Am uneori vise și vedenii care mă ajută în drumul meu și mi-a bat gândurile de la boala mea. Și asta este unul dintre mail-urile pe care le primesc de la oameni și care sintetizează, de fapt, neputința spirituală ale credinței ortodoxe. Ce-ar fi fost dacă, la un moment dat, Hristos, demonizatul din cimitirul lui Hristos, tu ești nebunul, pișește Xanax. Ce-ar fi fost dacă Hristos, la un moment dat, orbului ar fi zis, du-te nene la un oftalmolog, fă-ți o operație, fă-ți un transplant, ne, ia un ochi de la un mort, cu atenție. Și aici am ajuns noi, astăzi. Bun. Și o să dau un citat care mi-a plăcut mie foarte mult și pe care l-am găsit în Zoharul și pe care mi l-are trimis-o părințele pe prietenul meu. Și care spune, vai mie dacă dezvălui tainele lui Dumnezeu, dar vai mie dacă nu le voi dezvălui și le las în uitare. Bun, vă spuneam. Care sunt probleme mari? De ce să nu se mai ridică oameni la cer? Unde greșește creștinismul? Și am încercat să înțeleg de ce. Trebuie să înțelegeți un lucru. Eu sunt un tip care vin dintr-un cer nu foarte mare. Dintr-un 7 și ceva, la naștere. Întâmplarea face că întotdeauna, în afară de război, școala mea a fost studiu. Eu am studiat în toate viețile mele. Și le-am pus cap la cap. Eu mi-am dat seama că sunt prost și că am un capac pus, că m-am născut. Și țelul meu a fost să găsesc modalitatea prin care să dau acest capac la o parte ca să înțeleg lumea, legile, principiile, omul, femeia și pe Dumnezeu. De ce? Pentru că eu nu pot să fiu altfel. Dacă te trimite cineva într-o junglă și vrei să supraviețuiești, nu ai altă soluție decât să înveți ce? Legile junglei. Altfel, nu să supraviețuiești și nu poți să-ți supui jungla ție. Deci, oricine vrea să fie integrat lumii acestei, nu are altă soluție decât să înțeleagă principiile care guvernează lumea, universul material, universul spiritual și să învețe să le folosească. Soluția nu este să vină de cineva. Soluția este să le descoperiți și să le integrați. Nu mai așteptați moca. Că nu o să vă dea nimeni. Adică puteți să așteptați. Și încercam să vă spun de ce a doua zi de Paște. Pentru că cele trei zile de după Paște, teoretic, puterea luminii e maximă. Și atunci ce se întâmplă cu ce spun eu? Se întâmplă două lucruri. Dacă puterea e maximă, atunci eu spun adevărul. Corect.
pentru că nu mă pot opune luminii maxime a cerului. Sau eu mint. Dar dacă eu mint, înseamnă că nu e puterea maximă. Și atunci aveți o dilemă. Sunteți într-un impas. Și va trebui să găsiți care este adevărul. Nu e treaba mea să vă învăț pe voi adevărul. Treaba mea e să vă fac să gândiți și să vă găsiți răspunsul. Nu știu dacă știți, anul trecut am scris un articol despre reîncarnare în 20 de Paști. Mai țineți minte? Da. O să fac o scurtă istorie asupra Pământului. Da? Faptul că Pământul cred că nu mai e pentru nimeni o minune faptul că Pământul este un punct în Universul ăsta. Și la dimensiunea Universului material, Pământul nici măcar nu se vede. Asta relativ la Universul material. La celelalte universuri și versuri, nu cred că putem să găsim un grad de comparație între planeta Pământ și celelalte versuri. Atât este de mic. Și o să spun de ce este totuși atât de important acest Pământ. Pentru că aici se intersectează. Se intersectează lumile spirituale. Cerul cu iadul. Pentru că aici se întâlnesc toate tipurile de spirit. De la înger la demon, de la sfinți la cel de demon. Pentru că aici s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Asta este unul dintre motive. Sunt câteva principii care guvernează planeta Pământ. Da? Principiul rezonanței, principiul oglinzii, o grămadă. Le-am enumerat. Și sunt lucruri pe care voi va trebui să le înțelegeți, și anume faptul că în Universul ăsta, pe Pământ, de fapt, pe planeta asta, totul vă este oglindă. Oglindă vă este maestru, oglindă vă sunt părinții, oglindă ți-e tatăl, oglindă ți-e iubita, iubitul, oglindă ți-e cățel sau pisică, oglindă e mașina ta, oglindă e casa ta, oglindă e apa pe care o bei și mâncarea pe care o mănânci. În momentul în care să înțelegeți asta, o să înțelegeți și cum să schimbați, cum să vă schimbați pe voi. Pentru că schimbându-mi oglinda, mă schimb și pe mine. Dacă eu mă schimb, se schimbă și oglinda mea. În funcție de evoluția mea, îmi dau seama de ceea ce se întâmplă lângă mine. Pot să fiu într-o lege a iubirii dacă eu nu sunt plin de iubire? Deci dacă nu, în exteriorul vostru există război, problema nu e exteriorul. Și nici planeta. Ci voi. Pot să primesc rău dacă sunt bun înăuntru meu? Nu. O să spuneți bine și cu Hristos cum a fost. Stați un pic. Hristos era bun. Corect. Dar El a ales și a avut ca misiune personală să plătească păcatele lumii. Deci imaginați-vă că în El era ca și cum ar fi existat toate defectele noastre. La un moment dat. Și de-aia tot răul manifestat în exterior, apropo de bătaie, judecată, crucificare, toate alea, reprezentau, de fapt, răul, oglinda noastră, a acestei planete. Nu înseamnă că el era rău. Și există oameni de genul ăsta venit ca să ia păcatele lumii. Mai sunt, mai vin. Nu este singur. El e început. Cert este că fiecare dintre voi aveți o șansă extraordinară venind pe planeta asta. Eu nu pot să înțeleg depresivii. Deși, și eu ca fond am fost depresiv. Imaginați-vă că vin și eu dintr-un cer 7,4 și ne mai ales cu familia mea. Da? Tată soldat, mă rog, soldat, ofițer și la SRI. Adică la ochi și ureche, da?
Tata mi-a zis primul, tu o să fii un foarte bun actor. Zice, dar zic, dar de ce? Zice, faci prostii și când te întreb, plin. Un nimic. Arta disimulării. Să știi ceva? Mie îmi place teologia luptătoare, mor de dragul ei. Dar știi ce înseamnă teologia luptătoare? Ignoranță. Și o să vă spun de ce. Măi, singurul motiv pentru care lumea asta este așa cum este, se datorează faptului că așa o vrea Dumnezeu. Imaginați-vă puterea cerului. Care are miliarde, 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 miliarde. Crezi că n-am putea să ia pacheta, să ia planeta asta, să facă game și să ne facă pe toți cling, cu nimbă? Motivul pentru care planeta asta există și este în forma în care este, este pentru că Dumnezeu vrea așa. Pe planeta asta poți să experimentezi orice. Sunt îngeri veniți să experimenteze. Sunt îngeri veniți să își demonstreze credința. Că știți, acolo în cer, mulți au impresia că pe Pământ e ușor. Și vin ei. Stați că aranjez eu planeta Pământ. Și vin și pentru că legea acestei planete, una dintre legile acestei planete este uitarea. Adică să nu crezi că Hristos a știut cine e când s-a născut. Tot caca și pipi a făcut. Da? Și una dintre legile acestei planete este uitarea. Deci se șterge cu buretele tot ce ai făcut tu în trecut. Mai sunt niște anomalii și mai apar copii de aia care știau din trecut ce sunt. Astea sunt câteva cazuri ca să ne mai deschidă nouă creierul. Dar în rest, uiți tot. Bun, și începi și vii pe Pământ. Bă, și le faci sănătos așa. Ca lume. Și după aia te întrebi și zici, și după aia zici, ăsta n-am fost eu, frate. Nu se poate. Și te lasă Dumnezeu. Știi că dacă ai fost șmecher, zice, na, poftiți în vagon. Și după ce le faci și te trezești, îți dai seama că lumea nu e chiar așa cum crezi tu. Că e greu să te urci înapoi. Și că n-ai niciun șansă fără ajutorul celor. Eu sunt căpățânos. Asta trebuie să recunosc. Și hai să zicem că știu să citesc și să caut și să simt adevărul. Și eu sunt de la care, domnule, dacă există undeva un cer, eu oricum ajung acolo. Așa vreau eu și o fac. Și au fost și alții înainte. Au fost un Solomon, au fost un Elie, au fost un Enoch. Deci ăștia care au ținut post și alții, pe care nu știți voi. Și nici eu, pe toți. Care au ținut post negru 40 de zile ca să ajungă la Dumnezeu. Și ajungi. Numai că Dumnezeu a zis că e un tip bun. Și nu vrea să mă chine. Acum am amuz, uitându-mă în trecut, în viața mea. Dar ce mi-a trecut prin cap? Și... Dar stau să mă gândesc că dacă nu eram așa, n-aș fi fost unde să... Eu vreau să știu. Eu sunt de la... Ca să vă dau un exemplu. Eram la radiestezie, la gradul 1. Prima oară când m-am dus la radiestezie, după aia am fugit. Da? Dar m-am dus acolo și era așa vreo 300 de oameni. Și ne întreabă lectorul, pe care eu stimez foarte mult, Vlad Rusescu, zice, câți dintre voi au curaj să știe adevărul? Ridică jumate din sală, mâna. Dar după aia zice, bine, bine, dar zice, dacă știi adevărul, poți să afli și lucruri care nu-ți prea plac. Adică că moare cineva, că mama ta poate că nu e chiar mama ta și că tatăl tău nu e prea chiar tatăl tău, că ai ochi albaștri ca vecinul. Deci, rog. Și ridicăm doi mâna la care vă anunțez că ce voi sunteți lebi. Pe mine m-a interesat adevăr. Orice vreți. Nu știu cum sunteți voi, dar știu cum sunt eu. Aveam o iubită. Și
am întrebat, dacă ar fi să alegi între mine și misiunea ta personală, ce ai alege? Și am zis, clar, misiunea mea personală. Păi și eu iubeam. Și doamne, doamne, care ai zis, e foarte drăguț. Ce bine, și-a murit. Dar dacă aș fi pus în aceeași situație, bine că face la fel. De ce? De eu nu pot să trăiesc orb. Și îmi dau seama că sunt orb. Și dacă sunt orb. Îmi dau seama că ceva e dincolo de un paravan. Îmi dau seama că ceva e dincolo de... Îmi dau seama când e o schemă în care intru. Așa sunt. Am făcut scheme la viețile mele, în alte vieți. Și atunci simt. Când te ia așa și te duce cineva, ceva, undeva. Și dacă e ceva ce mi-am dorit, să știți că nu mi-am dorit și nu-mi doresc să iau locul șeful. Locul ăla nu. Dacă e ceva ce mi-am dorit și am obținut, este ceea ce se cheamă autodeterminat. Dar o să discutăm de asta pentru că este un concept nou în cer, creat de mine. Nu vede. Mie mi-a plăcut întotdeauna să creez precedente. Știți? Nu înțelegeam de ce mi-e plăceau filmele cu avocați. Știți faza aia cu ce e 1000 de avocați pe fundul mării? Un bun început. Un bun început. Da? Dar mi-a plăcut să văd de ce. Haideți să vă spun de ce. Hermes Trismegistus spunea așa, ce e sus, e și jos. Și atunci eu am studiat mai multe sisteme legislative și vreau să vă spun că mai aproape de divinitate este sistemul american, care merge pe precedente. Sistemul românesc nu merge pe precedente. Și m-au interesat sistemele, deci m-au interesat precedente. Dacă există un precedent biblic în ceea ce vreți voi să faceți, puteți să-l faceți. Pentru că pot să spun, știi, la cartea aia acolo, uite ce a făcut ăla. Admițând că într-o zi vreau să provoc o instituție, da, religioasă, să-i spun, hai să vedem care știe mai multe, am voie să o fac. Divin. De ce? Există două precedente. Știți care? Creștinilor care sunteți. Moise versus Faraon. Da. Și Ilie versus Rabin. Da? Deci există precedent. Nu sunt curios. Dar ca idee, adică asta încerc să vă explic. Puteți să mergeți pe precedente biblice. Bă, studiați Biblia, nu pupați. Pupatul nu merge în creier. O fi bun pentru suflet, pentru curățare. Dar nu ajunge la creier. Și creștinismul care a premărit foarte mult inima, dar dintr-o anumită perspectivă a greșit, păi măi copii, am mai zis odată, unde-i sufletul și unde-i creierul? N-aveți creierul aici. Dacă există un sus și un jos, o ierarhizare în corpul vostru, și o energie și o vibrație, o să vezi creierul ce vibrație are. Mai mare sau mai mic? Mai sus sau mai jos decât sufletul? Că trebuie unii cu sufletul ăsta, e partea a doua. Există ceva ce n-a dispărut, indiferent că au fost cataclisme, că au fost cutremure, că au fost războaie. Și aia este ce? Școală. Școli spirituale au fost întotdeauna. Că nu mai avem școlile care erau în vechime, etc. Asta e altă problemă. Dar școala este cel mai important lucru, să știți, pentru Dumnezeu. Și voi sunteți pe planeta asta pentru școală. Să știți că celul nu este atât de interesat dacă face sex sau nu. Și dacă înțelegeți ceva din asta. Nu este interesat de păcatele voastre. Care le știți voi în cărți. Alea sunt ale oamenilor. Ideile. Nu are Dumnezeu. Dumnezeu este interesat să spuneți la sfârșitul vieții voastre ce ați învățat de pe această planetă. Și cel mai mare păcat este să irosiți viața pe care v-a fost dată. Viața care v-a fost dată pe această planetă. Dacă trăiți
și nu simțiți frică, iubire, patimă, măcar unul. Ce vreți voi? Durere, plăcere. Voi rostiți viața. Și e păcat de el. Mai bine venea. Bun, revenind. Eu încerc să mă țin după un fir al apei. Deci lumea, lumea asta, mă refer la planeta Pământ. Este un teatru de război spiritual între Dumnezeu și Lucifer. Voi vă alegeți unde. Este un laborator experimental al cunoașterii și o să vedeți ce anume am experimentat și eu. Este o universitate pentru spiritele care vin din întreg universul. Adică, printre noi sunt, știți filmele cu Men in Black? Da, sunt și extraterestri. Unii sunt chiar mișto. Sunt și îngeri. Și poate o să vorbim despre asta dacă îmi dă voie șeful. Și o să vorbesc și o să vă demonstrez de ce este așa lumea asta. E un loc în care puteți să experimentați ce v-am spus. Ascultarea. De asta aveți șefi proști. Ca să învățați ascultarea necondiționată. Când o să fiți ascultători, o să aveți șef bun. Până atunci, tați și înghiți. Da? Iubirea. Când nu apreciezi ce ai, ți se ia. Ca să vezi cum e fără. Când nu apreciezi nu știu ce, ți se pierde, ca să vezi cum e fără și tot așa. Credința. Pentru că o să vă ia de cap rău și când o să vă ia de cap și te întorci și vezi, vă, aș citi Rocambol, ăla care stă 10 ani și face numai tâmpenii după aia nu mai știa ce a făcut. E interesant. Tenacitatea. Pentru că o să vă pierdeți mulți pe calea asta. Cum era aia? Mulți veniți, puțini aleși? Dar pot să vă spun ceva, mi-a zis duhovnicul meu. Știți, la un moment dat eram foarte necăjit. Eu cred că sunt totuși un copil bun. Și îmi părea rău. Zic, măi, părinte, dar ăștia... Cum, ce o să fie cu ăștia care se duc în iad? Și ce nu-i treaba ta? Păi zic, cum nu-i treaba mea? Păi ce crezi că eu să pot să stau acolo când eu să chine pe acolo? Păi zice, nu, că nu o să-i vezi. Bine, dar să știu că sunt acolo. Și mi-a zis o chestie, mă, zicea, gândește că tu ești aici și înveți. Adică, când alții se duceau, mă, copii, eu nu sunt vreo Mimoza Sensitiva și nici un puritan și nici vreo Zâna Măseluță. Dar eu am știut să învăț. Am îmbinat utilul cu plăcutul. Da? Mi-am dat seama că cu foamea în gât nu pot să înveți și atunci am mâncat. Și mi-am dat seama că și dacă ai alte nevoi care primează, nu pot să înveți. Și atunci mi-am îndeplinit nevoile. Nu? Te trece. Bă, și te trece rău. Mai aveți timp să mă ascultați pe mine? Sau faceți la acolo unde se ducea? Știți cum? Unde se duce și împăratul pe jos. Deci asta este ideea. Măi, învățați. Îndepliniți-vă nevoile primare. Care înseamnă îmbrăcat, mâncat, apă, etc. Sex. Și puneți mâna și învățați. Lăsați alte idei. Ceea ce n-au înțeles alții care practică abstinența este că nu înseamnă că abstinența este pentru toți și că trebuie să o impunem tuturor. Că dacă era așa, acești înțeleți care au scris că abstinența este și sexul e păcat, nici măcar nu s-ar fi cunoscut în înțelepciunea lor. Și această viață este o cale de întoarcere către Dumnezeu. O cale de evoluție spirituală. Adică poți să... Deci sunt demonii care se întorc la Dumnezeu. Sunt îngerii care evoluează spiritual sau puznici sau sfinți. Poți să discutăm și despre ei. Un loc unde dați examen.
cele mai grele examene. Să știți că dacă ar fi să-mi învăț copiii, i-aș învăța bănaie ce importanță ce notă ei la școală. Pe mă interesează ce știi despre lumea asta. Pe mă interesează să știi să mângâi un animal bolnav. Să știi să dai o bucată de pâine unui sărac. Pe mă interesează să știi să înveți pe un om. Nu mă interesează notele voastre la școală, nici premiile voastre, nici unițele voastre. Aveam o profesoară de română. Știți cum a învățat ea? Dar cred că așa rândui Dumnezeu. Avea o boală, care n-avea alea. Nu mai știu ce era, că n-am vrut să ne spună. Și mi-a zis. Mi-a zis deci la clasă, zice. Se sună, zice, fugiți afară în pauză. Să zic un profesor. Zice, dacă e ceva ce regret din viața asta, tip așa avea vreo până în 40 de ani și mai avea câțiva ani de... Și după aia la revedere. Și ne-a zis, zice, dacă regret ceva în viața asta, este că în clasa întâi, în loc să ies cu copiii să mă joc în pauză, eu stăteam frumos în bancă și în fiecare zi eu primeam o cununiță pentru cel mai cuminte copil. Și acum regret. Regret că nu m-am jucat când eram copil. În fața morții, o să vedeți ce merită cu adevărat. În fața morții și când veți da socoteală în fața cerului. Ce vă doresc este să ajungeți să dați socoteală în fața cerului înainte să muriți. Și acolo când vă duceți, să duceți așa, langzam, averzică și liniștit și fără să deschidă așa ușile. Tang, 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 ca la metrou. Da? Așa că puneți mâna și trăiți și bucurați-vă de viață, că nu vă dă timpul ăsta înapoi nimeni. Iisus, că tot este o zi închinată lui. Nu știu dacă ați văzut că am postat pe net și special am făcut-o. Filmul cu cum a devenit Iisus un Hristos. Să știți că n-am făcut-o întâmplător. Nu vreau să abordez tema lui Iisus, deși astăzi, pentru că chiar dacă eu, într-un anumit punct de vedere, înainte să încep conferința, m-a întrebat dacă mai sunt supărat și am zis da, și am zis las că-mi trece și m-a apucat răsul, pentru că eu am expresia asta. Și nu vreau să abordez tema lui, pentru că sunt un pic supărat. S-a întâmplat ceva ce nu mi-a convenit. De asta e problema mea. Și am încercat să înțeleg pe Hristos. Hristos nu este așa cum este zugrăvit de biserică. Nu e nici modul cum îl vedem noi. Nu e nici cum îl vede biserica. Este cu totul altfel. Dumnezeu este... Iisus este poate cel mai bun prieten al meu. Tot ce am făcut bun este pentru că m-am urmat eu. Și evident că am încercat să văd dacă se poate și fără el, dar asta e altă problemă. Asta este, face parte din testele mele spirituale. Dar sunt ceea ce sunt și datorită lui în toate viețile mele, numai în asta. Iisus mai întâi de toate a fost om. Și ceea ce este cel mai important este că deși în creștinism este zugrăvit ca un Dumnezeu din naștere. El a fost înțepătă de om. A avut carne, a avut durere, a avut senzații, a avut de toate. Mâncărim. Credeți că Iisus s-a scărpinat vreodată? S-a scărpinat. Credeți că El a avut vreo nevoie? Sigur. Bun. Motivul pentru care nu se vorbește foarte mult de umanitatea lui Hristos este tocmai pentru că v-ar putea da ideea că ați putea fi ca El și ați putea să învățați. Ori oamenii nu vor oameni. Ăștia nu sunt oameni. Dar mă rog. Ăștia din fruntea anumitor grupuri mai mari nu vor ca voi să începeți să gândiți. N-au niciun interes.
Și atunci, ca nu cumva să vă vină în cap ideea că voi puteți să vă ridicați la el. Mă refer spiritual, că așa știți cum e cu un ucenic îl întreabă pe maestrul lui cum ar putea ajunge mai repede la Dumnezeu. Și el îi spune, vezi șupercile astea otrăvite? Mănâncă. Și ajungi repede. Ceanura e cea mai eficientă. Dacă luați niște, eu știu, sodă caustică, e mai complicat. Și durează mai mult și e cu chin. Dar sodă caustică, asta. Ceanura vă duce repede. Ei, ca nu cumva să vă vină în minte ideea că ați putea, măcar cu gândul, să ajungeți la Hristos, vi se bagă în cap ideea. Hristos e Dumnezeu, Hristos e Dumnezeu, Hristos e Dumnezeu, Hristos e Dumnezeu. E Dumnezeu. Dar n-am auzit pe nimeni spunând mai des așa, băi, eu stau la ușa ta și bag. Nu vi se vorbește despre Hristos care poate să fie lângă voi în fiecare clipă a vieții voastre. Nu vi se vorbește de Hristos care poate să intre în inima voastră și să fiți cu El în fiecare clipă a inima voastră, în fiecare clipă a vieții voastre. N-ați mai fi o masă de manevră. Să știți că ortodoxia nu are nicio treabă cu Hristos. Băi, eu fac afirmația asta în a doua zi de Paște. N-au nicio treabă. Că de-aia așteaptă ei lumina de la Ierusalim. Nu pentru că iar avea vreo treabă. Am fost și la Ierusalim și l-am văzut și pe... Sunt barță tot. La Ierusalim când am fost m-am certat cu Dracula din fața mormântului. Cum am făcut? Că aș gândi la peste el. Când îi dau două bucăți, te pun cu caci în sus. Ei, și ăla, patriarhul ăsta a Ierusalimului, râdea. Uita la mine și râdea. Și mi-am dat seama. Deci ei nu mai știu. Nu mai știu să treacă. Nu mai știu să treacă nivelul. Deci ei devin episcop. Sau preot. Dar de fapt ei nu au trecut treptele spirituale. Trepte spirituale înseamnă demonul. Am trecut peste demonul ăsta, am trecut peste demonul ăsta, am trecut... Asta nu înseamnă că nu mai ai voie să calci tu pe lângă, să te împiedici pe Doamnă. Mă rog, pe Domn, fiecare cu plăcerile lui. Da? Deci asta nu înseamnă, deci nu exclude nimic dintre voastre. Toată lumea are impresia că dacă evoluează din punct de vedere spiritual, trebuie să faci ceva în cui. Sufletul, sexul, că așa au fost învățați. Fals. Numai că nu e tot timpul pentru asta. E vreme și de rugăciune, e vreme și de meditație, e vreme și să mănânci, e vreme să și vreme este a Ecleziastului. Pentru orice, și de război, și de luptă. E vreme pentru orice. Și atunci, motivul pentru care nu mai este pentru că ei primesc niște grade fără să fi trecut peste puterea respectivă. Și să știți că sunteți mulți în același pericol. Ați început să vă inițieri și de alea, și de alea, și preoții, și sunteți varză. Dacă vine unul de la așa un pic mai mare, de vă mută mobila prin casă, gata e. Vă duceți la balamă. Câteodată mă întrebam, de ce nu mi-a dat doar unul de la, știi, să vină peste mine așa să mă mute? Dar nu era voi că pe care nu știu că am privit. Bun, în altă linie de idei. Iisus, Dumnezeu, nu vă poate servi ca model uman. Și o să vă spun de ce. Și misiunea lui Iisus nu a fost să vă servească drept model uman. Că n-are cum. Și o să vă spun de ce. Și foarte simplu. Băi, Iisus s-a născut din Maică. Corect? Și de la Dumnezeu. Corect? Sub personalitatea lui paternă, ce e? Sub personalitatea paternă, așa, având niște noțiuni vagi despre psihicul uman, unde am omul sub personalitatea maternă și paternă, sub personalitatea paternă a lui Hristos, ce e? Dumnezeu! Bun, a voastră ce e? Om. Om, da? Deci, automat, din start, nu puteți să fiți precum El. Și atunci creștinismul, în loc să ia ce e bun de la Hristos, deci să mă ierte Dumnezeu, dar deci nu am nicio intenție. Deci Hristos este
cel mai aproape de sufletul meu. Deci, el nu poate, puteți să luați calitățile lui, puteți să luați pildele lui, nici măcar nu sunt aia lui, o să vedem despre asta. Dar nu vă poate servi drept model decât printr-un singur lucru. Știți care e ăla? Îndeplinirea voinței divine. Știți că la un moment dat Hristos spune fiecare să-și facă treaba lui? E un citat foarte frumos. Nu că, haideți, fiecare trebuie să-și facă treaba lui acolo. De ce? Pentru că treaba aia este rânduită Dumnezeu să o facă. Așa cum nu pot să fie toți doctori și toți poliții și toți popi și toți aia, fiecare trebuie să-și facă programul rânduit lui de Dumnezeu, pentru că aia este calea lui spirituală către Dumnezeu, rânduită de Dumnezeu. Dacă trebuie să fii avocat, fii mă avocat. Dacă trebuie să fii doctor, fii mă doctor. Dacă trebuie să fii profesor, fii profesor. Că știe Dumnezeu de ce. Pe calea pe care ți-a rânduit-o Dumnezeu, aia este calea ta către Dumnezeu. De acolo ții tu învățămintele ca să ajungi la Dumnezeu. Hai să vă spun ceva. Eu când am intrat prima oară în ring, am mâncat bătaie ca ucii, m-a luat Iisus. Știți că pe măsură ce faci arte marțiale, îți crezi gărgăunii mari. Așa. Și aveam niște gărgăuni de aia mari. Că eu sunt... Și mă ia doamne, doamne, odată și zice, hai să mergem în ring. Merge? În ring. Pop! Mă duc, îl iau, mă duc la Cezar Culdea, Cezar Culdea, apoi trebuie să intru în ring, se uită la mine, bine. Du-te la domnul Grindeanu, mă duc la domnul Grindeanu, mă duc la sală, îi zic, am venit să intru în ring. Se uită la mine, încălzește-te. Mă încălzesc? Hai! Păi și-am luat-o cu tutul. Țipam, iei de pe mine că mă omoară. Mă rog, se termină ziua aia, atunci nu simți, pe loc, a doua zi, aici mă doare, aici mă doare, și mă întrebam și am căutat eu în ring. Bun, m-am dus să învăț, că eu făceam balet, da? Și m-am dus să învăț cu adevărat ce înseamnă bătaia. Și am mers. M-am dus la sală când a avut Dumnezeu. Nu m-am dus la sală când a avut Dumnezeu. De ce? Mi-era dor de băieți. Mă, eu sunt ăsta cu băieți, știți? Adică, mie îmi place să mă duc la o sală așa, dar nu-mi plac sările astea noi. Ha, miros a... cum se cheamă? A domestos și a mai... mama mă zic. Mie îmi plac alea, transpirate, prăfuite, a băieții, da? Și într-o zi zic lui șeful, doamne, vreau și eu la sală. Hai, mai la sală, văd voi. Plecam. Doamne, dar nu mai vin și eu la sală. Nu. Doamne, zic, o să mă îngrași. Da. O să-mi atârne pieile, mi se lasă mușchii. Da. Și m-am mers. Trebuia să înveți. Înveți să merg în trupul. Înveți să nu te mai intereseze cum arată. Nu trebuia să merg la sală. Ca să... Trebuia să văd la sală, să merg la sală din alt, din cu totul alte motive. Și am mers. Asta apropo de următul voinței din mine. Toată lumea când l-am dus în Thailanda, a zis, s-a dus Argeceanu în Thailanda. O fel. Mă, am mâncat antrenament în Thailanda. Și acum mi-e dor de antrenorul meu de acolo. Hai, îmi zicea, old man. Old man. Bun. Și antrenorul meu de acolo, și-a dat seama că eu sunt un pic altceva. Pentru că nimeni nu făcea antrenament cu el decât eu. Când au auzit aia cum o să fac antrenament cu el, s-au albit toți. Mă rog, și-au făcut antrenament de la cu gheață pe mine, cu leșinat, iar gheață, vezi mai mult. Bun. Până când într-o zi am stat eu pe fundul meu să înțeleg ce mi se întâmplă. Și am înțeles. Vreau să vă spun că în ring am întâlnit cei mai mari demoni. Nu am întâlnit nici la biserică, nici la exorcită de Părintele Argat. Nici măcar lângă mormântul său. Vă schimbă un pic concepția așa? Când vă spune cineva ceva de genul ăsta? Așa că lumea asta nu e așa cum credeți voi. Dacă v-ați uita, cum era, măi, era un citat. Că oriunde te uiți poți să vezi ceva. A fost aseară în Anger Management, da?
Și el spune, oriunde te-ai uitat, poți să înveți ceva. Și aici cu lumea asta. Bun, revenind la Mântuitorul. De ce poate să, să reprezinte un model pentru voi, dar nu un model de viață? De ce? El a trăit în Iudeea, a trăit acum 2000 de ani. A fost un om care a încercat să-l copieze, nu știu dacă știți, pe mai treia. A murit. Dar a murit la un cer 8 și ceva. Deci a ajuns unde nu o să ajungă mulți din copiii acestei nații. Numai că n-a putut să fie înțeles mai treia. A fost înțeles de câțiva. Păi în momentul în care eu umblu cu părul lung, cu barbă, îmbrăcat în alb și cu cingătoare și desculți prin herăstrău. Nu râdeți! Așa a mers mai treia. Și despre el, domnul Tudose, un ilustru profesor de medicină, spunea că e schizo. Când mai treia vă spunea ceea ce spun eu acum, că planeta asta e o planetă jos. Înțelegeți? Mai treia are niște scrieri super. Numai că nu putea fi înțeles din moment ce el n-a înțeles că trebuie să se adapteze lumii și că nu lumea o să se adapteze lui. Și a rămas la 1,3, deși avea gândul să ajungă mai sus. Da? Și atunci voi nu puteți să-L copiați pe Hristos. Așa am încercat să facă mănăstiri. Sunt toți cu barbă, cu păr și cred că în asta constă chipul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că fixul ăsta l-am luat și eu. Când am ieșit din mănăstire. Până când am găsit un profesor care mi-a zis, dar tu ești rocă. Zice un coleg, știi să spun, e mai creștin. Adică nu eram, eram mai creștin. Și zice, știi, creștin, necreștin, tu la examenul meu, eram în anul 6, nu intri așa. Și m-am dus la frizerie. Și am pus-o pe frizeriță să-mi tundă poziția. Mi-a zis, băi, nu ți-l tundă, zice eu, barba asta nu ți-l tundă. Păi zice, eu n-am mai văzut barba ca aia ta, că aveam o barbă neagră și frumoasă, mă rog. N-are importanță, are tinereții barbă. Hei! Și vreau să spun că în momentul în care mi-am dat barba jos, a plâns inima mine, am pierdut clipul lui Hristos. De ce? Așa te învață Ortodoxia. Chipul lui Dumnezeu. Părul lung și barba. Eu nu-l înțeleg pe Gigi la faza asta. Și părul lung și barba. Mă rog! Și vreau să vă spun ceva. Știți ce e sincronicitate? Nu vă dați seama că pentru mine a făcut doamne doamna asta. Dar pe vremea aia, la televizor, era un serial din Kung Fu, David Carradine. Și, și era exact vorba de un ultra-ortodox. Se petrece acțiunea prin America. Și era un ultra-ortodox pe care îl prind niște cowboy cu oile unde pășteau ei vacile, normal. Îl tund și rurat. Bagă cu capul în ăștia și dau barba jos. Nu l-a mai primit comunitatea că pierduse chipul lui Dumnezeu. Și pentru că pierduse chipul lui Dumnezeu, înseamnă că el a greșit undeva. Și pentru că e păcat să îți dai barba jos, eu fac mișto. Sper că înțeleg. Și pentru că pierduse chipul lui Dumnezeu, care chipul lui Dumnezeu sigur e cu... Deci dacă ești spân, ai încurcat. Și dacă ești chiar, poate mai mult. Pentru că nu poți să ai chipul lui Dumnezeu din moment ce Dumnezeu are și barba lungă și părul lung. Și, mă rog, l-au dat afară din comunitatea lor de ultra-ortodox și nu știu ce. Cum sunt ei acum cu căruțe? Care se plimbă și cu, acum cu căruțele prin Statele Unite? Amish sau nu știu cum se plimbă. Bun. Și atunci îl găsește pe ăsta care era călugăr Shaolin și ăsta îi spune, zice, știi, în țara mea există un animal care se cheamă cameleon. Și zice, cameleonul, dacă stă pe piatră, ia culoarea pietrei, dacă stă pe iarbă, ia culoarea ierbii. Dar zice, domnul lui, tot cameleon e. Și atunci am înțeles că, de fapt, ceea ce este cu adevărat în tine, nu stă nici în barbă, nici în haine. Și ceea ce este în interiorul tău. Oamenii au tendința asta de a afișa în exterior ceea ce este în interior. Câteodată chiar ostentativ. Am uitat să-mi anunț multă și mie ceva cu ce mare?
mă gândesc că dacă o să am o pulce mare pe gât, hai nu-mi dai și mie crucea ta, o să fiu mai plauzibil. Mi-o dai pe pauză. Am eu la neagră. Mare? Destul de mare pentru mine? E frate. Bun. Nu trebuie să-mi pun crucea decât ca să vadă că... Trebuie să te la bun. Revenim. Și atunci ceea ce este important este ceea ce este înăuntru vostru. Ceea ce aveți cu adevărat înăuntru vostru. Și asta se observă prin încercări. Modul cum vă manifestați în anumite momente critice. Eu am picat sute de examen, nu vă faceți griji. Deci eu sunt din greșeli în greșeli. A, păi, Sfântul Nicolae are o chestie foarte mișto. Mi-a zis într-o zi, zice, asta face parte din partea de schizul, da? Zice, bă, ucenicii tăi sunt foarte tari. Cum? Zic, eu uimit. Bă, zice, cad, se ridică, cad, se ridică. Asta, față de taia lama care a zis că sunt răi, dar buni, oricum e mai. Bun, revenind. Și atunci ceea ce e important este înăuntru vostru. Să știți că mi-a trebuit ceva timp până să înțeleg pe Mântuitorul. Deci eu eram supărat pe Dumnezeu tata și zic, bine băi, cum adică să fii? Ca și cum l-aș pune pe fiul meu, uite tu și mori în locul meu, că eu nu pot să mor. Numai că eu am înțeles o chestie foarte drăguță. Și anume, la un moment dat, mă gândeam la pilda judecătorului. Pilda judecătorului care, mă rog, frate, se face o prostie, judecătorul îl judecă, îi dă pedeapsa cea mai mare și o plătește el. Dumnezeu nu putea să vă spună vouă, bă, eu am plătit pentru voi. Prin Hristos. Și că tot ceea ce a simțit Hristos, a simțit Dumnezeu Tatăl. Că Iisus a fost o formă de manifestare a Dumnezeului Tatăl și că, în realitate, Dumnezeu Tatăl s-a coborât pe pământ, că asta e una dintre tainele ortodoxe, știți? Cu Tatăl, care e fiul, cum e de fiul de Tatăl și... Înțelegeți? Ei! Dumnezeu a plătit pentru voi. Pentru noi. Și asta este frumos la Dumnezeu Tatăl. Toată lumea vorbește de Hristos. Bă, dar nu vorbește nimeni de Dumnezeu Tatăl. Care e în toate lucrurile. Tot ce suferiți voi, tot ce simțiți voi, bine, rău, toate necazurile, toate astea le trăiți în Dumnezeu și Dumnezeu le simte. Orice. Și ăsta este Dumnezeu ăla unicul, de la început, de care nu prea să vorbești. Și atunci, am înțeles că Iisus l-a manifestat întru totul pe Tatăl. Și se schimbă un pic calimera. Se schimbă un pic și treaba cu Maica. Da? Asta a fost misiunea lui personală. A lui Iisus. Să aducă lumină. Și să ajute pe cei care vor, pot și trebuie să urce. Pe cine vrea. Asta este frumos la Dumnezeu. Dumnezeu este cu foarte mult bun simț. Nu o să intri niciodată peste voi. Și o să vă primească totdeauna când o să vreți să vă primească. Tocmai pentru că Iisus a născut din Maica și Dumnezeu Tatăl, eu nu pot să fiu precum ea. Nu știu voi, poate că voi puteți. Dar eu nu pot. Pentru că eu am altă genă. Eu am alți părinți. Eu am altă carne. Eu vin altfel. Și atunci, mi-a trebuit să fac psihologie, mi-a trebuit să fac psihanaliză, ca să înțeleg un lucru elementar. Rolul de Hristos s-a luat. Și atunci, ceea ce pot eu să fac este să fiu eu însumi mai îmbunătățit, mai înțelepțit,
poate mai curat, mai încolo, vorba Sfântului Augustin, da? Doamne, dă-mi cumpătare statornicie, Doamne, de dancă. Mai la bătrânețe. Dar nu pot să fiu precum Hristos. N-am cum. Și vreau să spun ceva, nici n-ar fi fost bine. Hristos știți că e pe pământ? Că s-a născut. Și foarte drăguță este Hristos face apre marțială. De ce? Asta mă mi-a pus capac. Și zic, bă, de ce să fac? Și știți ce face? Kendo și și Aikido. Și zic, păi zic, pentru ce? Și îmi dau seama că, de fapt, Iisus fiind umblând, îi lipsea dimensiunea luptei. Și a venit să știe. Așa că e printre voi. Și este și va fi. Hristos a venit ca să realizeze legătura dintre noi și Lumină. Între noi și Dumnezeu Tatăl. Dar a crede că un om născut pe pământ poate să fie precum Hristos este la fel de utopic cu a crede că poți să faci dintr-un trabant un Ferrari. Vă e clar? De ce? Simplu. Pentru că nu avem calitățile. Nu avem viața. Nu avem, cum zic eu, structura. Hai cum? Și dau un spis la orice lor din zici din nou. Toți cei care s-au născut sunt copii proaste. Și toți cei pe care vedeți și care zic că au ajuns așa, o să se nască mâine. Mâine. Mâine, într-o zi. Tocmai ca să redevină ei înșiși. Pentru că ceea ce n-au înțeles ei și sunt niște duhovnici drăguți ai Ortodoxiei, printre care și Dumitru Stăniloae, și la un moment dat Dumitru Stăniloae spune Dumnezeu este unitate în diversitate. Bă, a zis diversitate, nu a zis în copii al lui Hristos. În diversitate. Și atunci ce înseamnă? Că întoarcerea la Dumnezeu trebuie făcută cu conștiință de sine. Hello! Știi ce înseamnă asta? Că la nivelul ăla voi să vă păstrați identitatea. Nu vă duceți ca în nirvana și vă topiți în necunoscut și în nean. Nu, o să fiți conștienți de voi înși vă acolo, la nivelul ăla, ultim. Care e ăla? Apar nu. O să vedem. Aștept cu interes. Da, mai până atunci. Spune Iisus la un moment dat, cine mă primește pe mine, primește pe Tatăl care m-a trimis. De ce? Pentru că Iisus a făcut voia Dumnezeu 100%. Iisus a spus ceea ce vrea Dumnezeu 100%. Nu știu dacă a făcut-o tot timpul, dar știu că în etapa pe care o știm noi, a făcut voia Dumnezeu 100%. Și atunci, făcând voia Dumnezeu 100%, Iisus era Dumnezeu Tatăl în manifestare. Fiind Dumnezeu Tatăl în manifestare și primindu-L, îl primești, de fapt, pe Dumnezeu. În altă linie de idei, când spune, oare voi nu ați înțeles că Tatăl este într-un mine și eu într-un Tatăl? Să știți că asta este valabil pentru orice. Dacă vă gândiți, Dom'le, sunteți în Dumnezeu Tatăl, voi aici, în sala asta? Da sau nu? Da. Voi și Tatăl voi în sala asta? Da. Voi te arată demonstrandul. Și atunci, asta este valabil pentru orice om. Orice om îl are în el pe Dumnezeu Tatăl, orice om este în Dumnezeu Tatăl. El a spus-o ca să înțeleagă ăilalți, că la un moment dat să gândească că, bă, și mine e Dumnezeu Tatăl. Noi nu suntem niciodată în afară lui Dumnezeu. A, Dumnezeu poate, din bun simț, să tragă perdeaua așa, dar să nu înseamnă că nu știe ce faci tu acolo. Că simte. Știe. Fără să-i spui. Nu înseamnă că nu poate să-și întoarcă privirea. Ba poate. Dar asta nu înseamnă că se bagă pe sine. În altă linie de idei. Vă spuneam. Acum vine să râd că mi-a fost greu să mă tun. Și vreau să cred că nu aș avea nicio problemă. Cred că mi-ar place să fiu actor.
De ce mi-a plăcut să fiu actor? Îl vedeam pe pendeac acum îmbrăcându-se. Era îmbrăcat în femeie și cânta nu știu ce. Bă, trebuie să fie interesant. Și era și justificare. Știi? Să vezi cum e. Îți permite să experimentez foarte multe lucruri. Dar asta nu vă împiedică să experimentați în viața voastră de zi cu zi. Chiar nu vă împiedică deloc. Viața este un experiment. Viața este o școală. Experimentați mai. Sunteți foarte serioși. Când trebuie să fiți, cum să spun eu, sunteți foarte serioși în momente în care n-ar trebui să fiți serioși și sunteți, cum să zic eu, nu vreau să spun irresponsabil ca niște copii în momente în care ar trebui să fiți. Dar nimeni nu poate să facă asta pentru voi. Nu poate să trăiască nimeni viața voastră decât voi. Spune-mi, mama, dacă Hristos leapătă de tine și urmează mie. Și la un moment dat un preot m-a certat. Cum adică propovăduiești conștiința de sine în condițiile în care Mântuitorul a propovăduit lepădarea de sine? Păi zic, ce se lepăd dacă nu știu ce e? Și atunci prima condiție ca să renunți la tine nu înseamnă, nu presupune să știu cine sunt? Nu presupune să mă cunosc pe mine? Așa ce se lepăd? Și atunci, primul pas către evoluția spirituală este cunoașterea de sine. Să știu foarte clar cine sunt, ce îmi place, ce vreau, din toate punctele de vedere, profesional, material, sexual, ce vreți voi, familial, orice. Să știu ce vreau. Și după aia, dacă vreți și simțiți, începe lepădarea. Lepădarea asta nu mai să facă, știți, de azi pe mâine. Urmarea lui Hristos nu înseamnă să știți că trebuie să zborcați pe cruce. Asta s-a făcut, nu mai e nevoie. Lepădarea de voi presupune să faceți voința Dumnezeu 100%. Bun. Asta a făcut Hristos. Să faci ce trebuie. Aia e greu. Pentru că noi mergem după scheme și mergem după roluri. Și să știți că noi avem roluri. Dar roluri proaste, care au fost încetățenite de milenii. Că e vorba de societate, că e vorba de Paște, că e vorba de ce vreți voi. Bineînțeles, cum să zic eu? Anul ăsta n-am făcut un iad. N-am vopsit-o, n-am avut timp. Mă simt vinovat din cauza asta. Dar o să-mi treacă. Nici cozonaj n-am avut timp să fac. Nici curățenie de Paște. Da. M-am tuns. De Paște. Sunt curios când o să puteți să lăsați la o parte niște lucruri care sunt scheme. M-a dus să mă îmbrac, să-mi iau haine noi de Paște. Domnișoară, este că... Ați stat-o loc. Curățenia de Paște. Manicurița, unghiuțele... De Paște. Părul. Paște. Toate. O drob, miel, ciorbă. Ei! În momentul în care o să puteți să renunțați la astea, înseamnă că ați înțeles. Să știți că nu e obligatoriu să nu le faci. Poți să le faci. Un singur amendament, dacă le faci cum? Ne implică. E o tradiție. Hai mă să o facem. Bă, dacă tu mai crezi că ouăle de Paști sunt roșii pentru că Maica s-a dus cu ouăle și le-a pus sub cruce și le-a vopsit cu sângele Mântuitorului, ești chiar cretin. Și dacă tu mai crezi că are vreo legătură ou cu Hristos, atunci no comment. Deci, chiar... Dar asta, cum să vă zic eu?
Degeaba îmi spun. Sunt ca alea, știi, ca babele aia de la țară care le știu pe toate. Da. Ce trebuie să faci când intri în biserică? Păi, te învață o babă de... Stai și într-un picior. Cel mai greu, știți ce o să vă fie? Să faceți diferența între adevăr și minciună, între veridic și fals, între valoros și spoială. Am o întrebare. Pe ce parte v-ați luat lumină? Nu vreau să știu. Pe aer sau pe apă? Au adus-o și cu șalupa. Nu vreau să știu. Deci, e foarte important dacă ați luat-o pe apă sau pe aer. În funcție de cum ați luat-o. Măcar. Deci, ideea este, până și utopia asta, câți bani ați dat ca să duceți lumina de la Ierusalim? Primăria, nu. Dar prin bunăvoința oamenilor bogați din municipiul nostru, am adus lumina direct de la Ierusalim. Deci nu că mai vine lumina și prin Grecia, prin, nu știu, prin Atena, prin, pe undeva. Păi nu-i de răsit de plâns. Dar eu nu pot să nu auz. Băi, lumina a venit și la ce ora a venit? La ora 2, puf! Venise deja lumina. Nu trebuie să vină lumina pe calea aerului. Eu vă doresc să simțiți când vine, știți? Plang! Nu! Că se duce așa peste tot pământul. Când vine lumina lui Hristos. La 2 venise. 21 pic. 20 câteva minute, exact! A trecut peste toată țara. Credeți că facem mult de la Ierusalim până aici? Nu. Am înțeles. Aia e lumina cea adevărată. Dacă e adusă de patriarhie, e lumina cea adevărată. Alalte nu. Deci lumina care a venit. Oh, Doamne. Un popă de țară, credincios, care crede lui Iisus, va avea mai multă lumină decât toți ăștia care o aduc pe calea care vreți voi. Eu aștept pe aia cu submarin. Aia vine mai greu. Că durează mai mult până vine, știți? Marea boată, alea. Băi, aveți o relație cu Hristos, mă. Lăsați lumina. Că dacă aveți o relație cu Hristos, o să aveți și lumină. Dacă n-aveți, e degeaba primiți lumina. E plin. Plin! Nu ia. Dar la nivel astral, sunt procesiuni de popi care au luat lumină de te plictisești. Și care sunt între ape. Și ea s-au și împărtășit. Au avut și lumină de la Ierusalim. Și degeaba. Până nu vă schimbați voi la nivel interior, puteți să aveți toată lumina lumii. Trebuie să vă întoarceți înapoi pe pământ. Ceea ce nu s-a înțeles că mântuirea nu înseamnă că Dumnezeu prins lumină, gata, m-am împărtășit, m-am spovedit și gata, nu mai vin pe pământ că m-am mântuit. Bă, dacă n-ai înțeles lucrurile elementare, dacă n-ai înțeles ce înseamnă aia. Nu. Întoarcerea, reîntoarcerea lui Dumnezeu se face în cunoștință de cauză. Prin creșterea conștiinței spirituale, a conștiinței de sine. Degeaba vă zbateți să-i luați pe ai voștri. Aia pe care îi iubiți, pe copii, pe părinți, pentru că n-ai cum. Nu poți. Ei se oprească la nivelul la care ajung ei. Nu poți să-i forțezi. Ceea ce tu, poate că poți să înveți
Nu poate să învețe oricine, indiferent cât de mult îl iubești. Fiecare se va opri la nivelul lui. La mine nu s-a inventat atât. Ați înțeles? Și la un moment dat o să vă trebuiască să vă puneți această întrebare. Dacă merg mai departe, aia pe care îi iubesc rămână în spate. Nu toți o să poată să meargă cu voi. Că nu pot. Nu duc. Vibrația, cunoașterea, înțelegerea, înțelepciunea lor, nu îi duce. Și atunci, o să spuneți, păi eu nu mai merg. Greșit. Și vă spun și de ce e greșit. Cu cât sunt mai sus, cu atât pot să ajut mai mult pe ceilalți. Clar. Și atunci, urcați-mă voi. Că de unde ești, poți să le dinzi o mână celorlalți. Dacă ești și tu prost și ei proști, e degeaba. Și tu slab, și el slab, două slăbiciuni. Dar dacă eu urc și eu înțeleg și eu capăt putere, pot să-i ajung și pe alții, pot să-i ajung și pe ceilalți. După anumite criterii. Că știți că în cer era și Gheorghe cel prost. E și el acolo. Dar nu cred că îl bagă Dumnezeu în sfatul bătrânilor. Da? Dar e loc și pentru ăștia. Nu mai credeți că mântuirea se adresează strict proștilor. Imaginați-vă. Păi voi v-ați lua în seamă copiii? Sau o să vă luați în seamă copiii când vezi că prin gândește ceva în capul lor? Și când îți spune un cuvânt de la, cum mai îmi zice mie Sofie, tati, nu ai proceda corect. Adică, trebuia să-i spui frumosul Ștefan și el a fi înțeles. Mă rog. Atunci, da, încep să iei în seamă. Dar până când face clicul ăla, nu poți să iei în seamă pe nimeni. Și nu te ia nimeni în seamă. Dați-vă cu părerea. Gândiți. Spuneți ce gândiți. Găsiți soluții la probleme. Și atunci o să înceapă să vă ia în seamă cerul. Dar dacă nu faceți treaba asta și o să vă vedeți de viața voastră plină de înțelepciune și de... Evident nu o să vă ia nimeni în seamă. Analizați. Studiați. Cercetați. Nu se supără nimeni. Lăsați ce spune că e diavolul și ăsta le frică de umbră lor. E o pildă care spune așa. Dacă copilul cere de la părintele lui o bucată de pâine, tatălui va pune în mână un șarpe? Deci dacă voi cereți sincer de la Dumnezeu, că vreau să înțeleg și eu asta. Sunt idiot. Na. Și vreau să înțeleg și eu asta. Vă lasă Dumnezeu așa? Sau te duce până când înțelegi și tu? Te ajută să-ți deschizi mintea. Numai să vreți. Și o să vi se îngăpi. Dar să ține de voi. Voi bateți. El bate la ușa voastră. Bate și voi la porțile cerului. Că nu zice nimeni nimic. În altă linie de idei. Iisus și-a îndeplinit destinul și prin asta a biruit lumea. El a biruit lumea pentru că și-a dat seama care este planul lui Dumnezeu cu el. Fiți atenți, eu nu cred că Hristos a știut ce se va întâmpla cu el de când s-a născut. Știți, s-a născut plan și zicea, când avea vreo 2 ani, eu trebuie să mă duc pe cruce și mă rugând pe cruce, o să învie a doua zi. Eu cred că toată evoluția asta lui Hristos, care e prezentată foarte frumos în filmul ăla, cum a devenit Iisus Hristos, un Hristos, și se arată punctele de legătură cu budismul și legătura și pildele. Pildele sunt unele motamos. 121 de puncte asemănătoare între budism și creștinism.
budismul fiind cu 500 de ani mai devreme. Și pildele, pilda semănătorului, pilda, pilde, toate sunt din budism. Îmi pare rău pentru voi creștinilor. Care sunteți? Ei, Iisus ce-a făcut? Și ăsta este meritul lui. Și ăsta e meritul oricui face. A luat un sistem și el ca persoană l-a adus la superlativ. Și nici măcar ăsta nu-i superlativul. Și asta e cea mai drăguță fază. Pe care nu prea spun popii. Cine crede mie, acestea și mai mari decât acestea va face. Deci nici măcar Hristos nu e un punct terminus. Știți că la un moment dat mă duceam la, m-am dus la Ierusalim. Eu la Ierusalim m-am dus să mă sor. Și EBF-ul de la Mormântul Sfânt are o valoare. Și zic, mă, zic, cum să aibă o valoare? Când, teoretic, el ar trebui să aibă infinitul. Păi nu are infinitul. Și m-am măsurat lumina la înviere. Are aceeași valoare. Băi, Monica are aceeași valoare. Nu, înseamnă că Iisus a ajuns la un anumit nivel. Și faptul că spune chiar asta, cine crede în mine acestea și mă, înseamnă că îți oferă posibilitatea să ce? Să mergi mai sus. Dar mi s-a ascuns treaba asta. Părerea mea, știi ceva? Că la un moment dat spuneam că mi s-a ascuns. Adică eu mai sunt de la, mai am o paranoia. Da? Asta e fondul meu. Dar cred că nici măcar ei nu mai știu. Nu cred că a ascuns cineva. Cred că a existat un moment în care s-au ascuns tainele și după acel moment le-au uitat. Știi cu aia când îți spui bine nu știu ce și nu mai găsești? Așa am avut și ortodoxia cu tainele. Deci le-a ascuns adevărurile în taine. Și după ce le-a ascuns, nici ei nu mai știu ce sunt. Cert este că pe mine mă adrenează că Iisus, de exemplu, a studiat. Putea să studieze și tandra, va din cont. A zice, Doamne, jos pălărie. Dar faptul că a studiat budismul și o să mi-a zis un preot, e adevărat, dar pildele alea pot fi insuflate. Cum mă, cu aceleași cuvinte? Pildele asemănătorii, adică era aceeași și în ebraică și în la budiști. Hai să fim serioși, că nu pot să iei motamă în locul. Pur și simplu, știți cum? Ca pildele alea care circulă pe face. Circulau întreagă și la budiști. Deci la budiști am mai fost scrie, dar tot prin viu graie, a spus și Buddha multe. Faptul că a studiat treaba asta, de fapt, știți ce face? Îmi demonstrează că un om poate evolua. Că un spirit, indiferent cât e de înalt, poate evolua. Poate înțelege. Și că nu există spirite perfecte. Bine, mie mi s-a confirmat de asta, știi? De ce mi s-a confirmat? Păi, am întâlnit îngeri. Bă, îngerii întrupați sunt o poezie. Îngerii întrupați sunt mai răi decât oameni. Deci au niște gărgăuni în capul dintre ei. Niște orgolii. Și că să te ferească Dumnezeu de orgoliu îngerii. Au niște neînțelegeri relativ la lume. Și niște eu, înger, tu, om. Adică au cu becam. Și îmi place să răspund la ăștia, bă, vezi că eu sunt om. Deocamdată, du, mare înger venit din cer mare, vezi de la mine ăsta. Și când o să știi tu ce o să faci, că am făcut eu, atunci poți să comentezi, dar deocamdată, ciocul mic. Și în joc de glede. Bine, mie șeful mi-a trimis pe ea de la reciclare. La recalibrare. În altă linie de idei. Există un moment în care spune Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Aici am un amendament. Nu este singura cale de evoluție spirituală. Creștinismul și nici Hristos. Dar o spun, nu o spun cu părere, o spun efectiv statistic, științific, spiritual, ca să zic așa.
se poate și altfel. Da? Dar cea mai frumoasă, cea mai sigură cale, mai există calea luptătorilor, dar e altă, cu totul altă cale, nu e calea lui Hristos. Calea lui Hristos e calea iubirii. Calea luptătorilor e calea lupte. Eu am mers pe amândouă, de asta pot să vă spun. Și există calea lupte. Calea lupte care nu se potrivește oricui. Nu știu câți dintre voi pot să fie luptători. Da? Există două căi. Calea iubirii și calea războiului. Da? Orice conflict, orice lucru poate fi soluționat prin două căi. Da? Avocații știu ori proces și ori mediere, nu? Procesul e războiul. Medierea e iubirea. Da? Deci există două căi. Așa este și în calea către Dumnezeu. Este calea iubirii și calea războiului. Da? Calea călugăriei este o cale a războiului. Să știți, nu e o cale a iubirii. Calea călugăriei, când ești tu cu demonul și vine la peste tine, ori îi dai, ori te bate ăla. Deci nu e bun. Sau mai sunt cei care învață iubirea și care, într-adevăr, fiind plin de iubire, nu renunță demonul să-i mai bată. Dar aia e altă bună. Mai am un lucru și îmi pare rău că trebuie să-l spun. Dar știți că eu am avut o problemă cu a spune adevărul. Pentru că nu pot să zică tot ce... Crezul nu e chiar așa. Iisus nu e singur fiul de Dumnezeu. Și niciun stadiu ultim. Și ați fost învățați să credeți așa și asta pe asta se bazează ignoranța voastră. Și atunci crezul, când o să învățați voi să verificați unele altele, o să vedeți că sunt multe dintre rugăciuni care... Nu. Nu merge. Nu sunt. Eu n-am putut să spun crezul niciodată. Am încercat să vă văd pe ea. Nu înțelegeam de ce nu pot. Deci nu puteam să mă pic cu ceară. Pot, știu psalm, știu... Ce vreți voi? Moliftele. Dar aia cu... Unul născut și cu singurul nu merge, nu intră. Nu-mi intră în suflet. Bă, sufletul nu-mi intră. Și eu nu am. Ziceam că sunt eu defect. Dar mi-a trebuit ceva timp să înțeleg, credeam că sunt eu defect. Până când l-am auzit odată pe unul, Nicu Steiner, și cu încă cineva, nu mai știu cum, și spune, se duce ăsta la Nicu Steiner și spune, nu pot să învăț credul de asta. Dar mai dă nu pierd, doamne, să te crezi. Am avut voie să o spun. Am întrebat. Deci nu, bă. Mai dă nu te crezi, dar s-o pe șleau. Rămânește și l-a deblocat. Pot să-l spun. Dar spun ca un actor, ca pe o poezie în care nu cred. Înțelegeți? În ceea ce privește pe Dumnezeu. Trebuie să vă mărturisesc că atunci când am pus pe net cum a devenit Hristos, Iisus un Hristos, nu-L văzuse. L-am pus, de ce? Pentru că trebuie să-L pun. De curiozitate l-am măsurat, avea luarea de adevăr 98. Și după aia l-am văzut. Și, mă rog, eram curios să văd care este greșeala. Greșeala este că la un moment dat se ia de cruce. Bun. Hai să mai spun ceva. Că nici cu crucea nu sunt eu tot de acord. Și să vă spun de ce. Pentru că sunt simbolul cu EBF-ul mai mare decât cruce. Crucea are, nu știu, cât 80 și ceva, poate. EBF-ul. Beneficitat. N-are cum să fie benefic, că era un instrument de tortură. Deci orice îi face, tot păstrează ceva negativ în ea. Bine, față de demon e ok. Dar dacă e vorba de ceruri superioare, n-are ce căuta. Merge până la 80. Corect, 81, 82, 83. Deschide până la 10, absolut da. Dar nu este cel mai înalt simbol divin. Și ăsta, deși, mă rog, cu multe titluri în teologie și mi-a plăcut chiar că avea atâtea titluri, a
uitat un citat care se găsește în Vechiul Testament și care spune locul pe care a stat Dumnezeu e sfânt. Deci, dacă Dumnezeu a stat pe cruce, dacă crucea a fost, cum să spun eu, odată de sângele Mântuitorului, automat crucea a fost sfințită. Nu avea ea. Păi, putem să măsurăm BF-ul crucii înainte și după. Dar n-are importanță. Deci crucea oricum a fost sfințită de Hristos. Da? Deci crucea ca și obiect de cult, ca și, cum să spun eu, armă împotriva demonilor, este cât se poate de ok. Asta vă spun din proprie experiență. E foarte bun. Și aici a greșit. Este singura greșeală pe care am găsit-o filmul. Da? Deci din perspectiva asta, nu zice nimeni să nu folosiți cruce. Ok? Ba din cont. E foarte ok. Numai că, haideți să vă spun de ce nu port eu lucruri. Asta îl port pentru care Tatăl nostru pe el și îmi place. Și are Tatăl nostru pe el și crucea pe el. Am oprit, am făcut o comandă de mai mult. Este masonică. Chiar dacă eu nu sunt mason. Dar o simt ok, că e pozitiv. Despre ce vorbeam? Vorbeam despre Dumnezeu. Să știți că cea mai mișto întrebare pe care am primit-o, am primit-o odată de la un călugăr. Îmi iese atacul psi, nu știu ce am pomenit eu acolo pe umbra lui Dumnezeu și mă sună. Sunt așa. Dar odată când vorbi despre umbra lui Dumnezeu. Astăzi nu o să vorbesc despre umbra lui Dumnezeu. Dar să știți că și lumina și umbra asta lui Dumnezeu. În altă linie de idei, știu că o să supără foarte multă lume. Și chiar puțin îmi pasă. Dar pe mine mă interesează, eu nu sunt ca Dostoevski. Dostoevski a spus așa. Dacă într-o zi aș afla că adevărul și Hristos nu sunt unul și același lucru, eu aș rămâne cu Hristos. Eu nu sunt Dostoevski. Pentru mine adevărul e mai important. Așa sunt eu. Nu pot să trăiesc. Știți principiul ăla? Dacă spune un copil că nu există Moș Crăciun, el te va crede, dar nu-ți va mulțumi niciodată? Ei, din păcate, eu vreau adevărul. Indiferent cât de nasol, crud și nașpa este. Și atunci pot să vă spun un lucru. Lumina și umbra sunt aia lui Dumnezeu. Iisus are lumina lui Dumnezeu. Nu este lumina. Eu sunt lucruri deosebite. De asta voi, ca să-L întâlniți pe Iisus, nu să întâlniți lumina lui Hristos. Eu pot avea acces la lumină, dar aia nu e lumina mea. Și voi o să aveți acces la lumină, dar aia nu e lumina voastră. Poate o să ajunge să stați în lumină și vă doresc asta, dar asta nu e, asta nu înseamnă că este lumina voastră. Ok? Este lumina lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu. Imaginați-vă că lumina pleacă dintr-un vârf. Că aveți o piramidă, da? Știți cum vine lumina și intră într-o piramidă și o desparte în culorile curcubeului. Și aveți lumina în vârf, aici. Ei, imaginați-vă că există ceva dincolo de asta. Da? Care cuprinde și piramida, dar și partea cealaltă. Și aia e întuneric. Aia e Dumnezeu. Umbra lui Dumnezeu care îl cuprinde de fapt. Astăzi, știți că la un moment dat, mie place să mă joc, dar nu-mi dă voie întotdeauna și nu întotdeauna cum îmi place mie. Am vrut să vă prezint un pic din umbra mea, dar n-am voie. Dar o să vină momentul ăla în care o să am voie să vă arăt din umbră. Partea de umbra mea. Păi, dacă veneam, nu se întâmpla mai lucruri, dar era interesant. În altă linie de idei, apropo de crucificare, se pune foarte mult accent pe crucificare. Și
Vreau să spun că nu se putea întâmpla altfel. Și zice că nu se întâmpla altfel. Pentru că întâmplarea face că pe vremea lui Spartacus a existat un om care era, avea acces la Dumnezeu. Și acest om care avea acces la Dumnezeu, deși a făcut tot ceea ce trebuia și a făcut voința lui Dumnezeu, la un moment dat a ajuns să fie crucificat. Motiv pentru care s-a supărat foarte tare pe Dumnezeu. Vă dați seama că să stai pe cruce nu e deloc drăguț. Și atunci acest om, voi nu aveți de unde să știți treaba asta, vă spun așa din cronica Acașă, a acestei planete, acest om i-a strigat lui Dumnezeu așa: dacă ești bun, coboară și stai pe cruce. Și Dumnezeu a coborât, să știm. Nu pentru el. Și pentru că nu se putea altfel. Pentru că el trebuia să pățească mai rău decât a pățit cel mai rău. Nu ți-a când a coborât din cer pentru că a zis omul ăsta. A coborât pentru că nu se putea altfel. Vă dați seama că, știți, pe drumul către Roma au fost crucificați câteva mii de gladiatori. Crezi că pe ei interesează și sunt într-un fel impresionați? Au văzut cum e, știu cum e. Poate faptul că el n-avea nicio vină. Dar mulți n-aveau nicio vină. Să știți că sunt mulți care n-aveau nicio vină și care au fost crucificați. Dar în planul divin nu se putea. Numai că lor nu poți să le explici. Băi, știi, Dumnezeu a coborât? Că e doar reflectul. Sorry! O să întâlniți realități spirituale și o să trească să gândiți și o să trească să dați soluții. Cum îi împaci pe ăștia? Uite, m-am crucificat pentru tine. Nu e interesant. Și nu înțeleg. Dumnezeu Tatăl. Dar vă spuneam că Dumnezeu Tatăl este cu totul altceva. Și când o să vorbim despre judecățile lui Dumnezeu, o să înțelegeți că lumea asta nu e așa cum credeți voi. Și nici măcar nu credeam pe ei. Nu credeam eu pe ei. Și că modul cum mi-a fost prezentat este greșit. În altul de idei, eu nu sunt pop. Și nu vă zic să mă cred. Eu vă spun să analizați. Dacă ajungeți la anumite concluzii, asta vă face să fiți ceea ce sunteți sau să fiți voi ca pe ei. Eu nu cred în credință. Eu cred în cunoaștere spirituală. Și cred că Dumnezeu crede la fel. Eu am oroare de fanatism. A, sunt util. În planurile divine, fanaticii sunt utili. Fast. Ascult și mă spun. Sunt buni. Da. Dar Dumnezeu e implicat. Și Dumnezeu iubește înțelepciune. Asta trebuie să înțelegeți. Și asta trebuie să înțelegeți. Să căutați înțelepciune. Bun. O să luăm o pauză și o să continuăm. Bine? În 10 minute? Da. 20 maxim. Întrebări? Pentru cine?
Deci... Să dezvolt foarte mult, dar am dezvoltat cu alte ocazii. De exemplu, nu o să vorbesc despre cele 7 pecițele Biblii, că n-am când. Nu o să vorbesc despre femeie, că n-am când. O să ating subiectele, da? Dar nu o să le aprofundez. O să vorbim despre principiul feminin divin. Da? Asta apropo de ortodoxie. Că tot am primit întrebarea asta relativ la ortodoxie. Ortodoxia nu recunoaște principiul feminin divin. Ortodoxia nu recunoaște principiul feminin divin ca fiind parte din divinitate. Maica e ceva undeva. Corect? Păi, cum să spun eu, apropo, că mi s-a pus întrebarea, apropo, da, ortodoxia are foarte multe lucruri bune. Dar dacă nu-mi oferă tot adevărul, și am avut discuția asta cu un preot, și l-am întrebat, tu ai idee cât reprezintă din adevăr? Adevărul e un cer. Cam cât reprezintă, de exemplu, Biblia din acest adevăr? Vreo 60%. Ca problematic. După aia mai ai vreo 20% Sfânta Tradiție. Și mai ai vreo 20% rest. Le regăsești pe toate în cărțile iudaice. Corect. Perfect. Dar pe mine mă interesează ortodoxia. Aici se pune problema. Evangheliștii pierd și mai mult. Ei nici măcar nu recunosc Sfințenia Maicii Domnului. Maria, Mama lui Iisus. Păi și nu pierzi din adevăr? Și repet, locul pe care a stat Dumnezeu e Sfânt. Păi dacă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a stat 9 luni în Maica Domnului, n-a sfințit-o? Maica Domnului n-a fost crescută în altar? Și atunci, nu spune Hristos, fiind pe cruce, Maică, uite Fiul tău? Fiule, uite Maica ta? Nerecunoașterea principiului feminin divin duce la o anomalie. Păi, de ce? Păi de-aia. Pentru că dacă recunosc principiul feminin divin ca fiind parte din Trinitate, automat se schimbă statutul femeii. Principiul feminin divin a existat. Recunoscut încă dinainte. Erau temple închinate lui pentru Isis. Când Solomon a făcut primul templu pentru Isis, după ce a avut discuția cu regina din Saba, a fost considerat nebun. Și prin cercurile înalt care ortodoxiei la Facultatea de Teologie, Solomon e socotit ca a nebunit la sfârșitul vieții. De ce? Că a făcut templul lui Isis. Dar vă spun că, mă rog, mai știu și eu din culise. Când Coloi ăsta deșteptat, când i-a făcut templul lui Isis. Și a dat seama că a pierdut ceva. A pierdut principiul feminin pe drum. Ori nerecunoașterea principiului feminin divin este unul dintre cele mai grave lucruri care se întâmplă. Noi o... Deci, știți, până și modul cum se raportează ortodoxul la principiul feminin divin este altfel decât se raportează la Dumnezeul Tatăl. Maica Domnului este prea cinstită. Corect? Deci raportul creștinilor relativ la Maica Domnului este altfel decât raportat la Dumnezeul Tatăl. Și asta e greșit. Pentru că Dumnezeu, unul, prinde și principiul feminin divin. În altă ordine de idei, și Mama lui Dumnezeu nu putea să fie decât Dumnezeu, admițând că Iisus Hristos e Dumnezeu, nu? Asta nu e problema mea. Eu mi-am rezolvat problemele astea. Asta e problema voastră, cum vă raportați. Dar o să vedeți că dacă aveți un raport greșit relativ la... Am un prieten care în viața asta
el știe. Trebuie să scrie despre Maica Domnului. Pentru că în alte viață a scris doar de Dumnezeu Tatăl. Și a creat un dezechilibru. Și el știe. Deci oricine creează un dezechilibru în viața următoare trebuie să să refacă. Problema nu este de plata păcatului, să știți. Deci problema nu este de iertare. Toată mi-i problema este, păcatul înseamnă că tu ai creat un dezechilibru în univers. Păi dacă am creat un dezechilibru în univers, cine o să vină cineva să facă mie curat? Nu trebuie să echilibrezi tu? Orice scrii, trebuie să schimbi dacă ai greșit. Orice propovăduiești, greșit, trebuie să schimbi. Să vii să-l schimbi dacă ai greșit. Să știți că exista preoția femeii în ortodoxie, în creștinism. Și ea a fost scoasă de sinodul de pe vremea lui Sfântul Vasile cel Mare. Părerea mea. Și cred că e o greșeală. Care a dus la o anomalie. Noi avem preoția creștinii ortodoxi. Preoția femeii. Că ăștia nu îl spune. E o taină, nu? Dar când ai voie să hirotonisești un preot? Când s-a căsătorit. De ce? Pentru că sfințești și femeia. Preoteasa e preoteasă a lui Dumnezeu. Deci sfințești și principiul femeii. Nu mai faci mai mult pe popă. La călugări e altceva, pentru că ei au legătura cu Maica. Deci cum e mireasa căsătorită? Să spun eu, cum sunt călugărițele mirese lui Hristos, așa sunt călugării cu Maica Domnului. Dar, mă rog, asta nu se zice, asta vă spun eu, nu spuneți la nimeni. Dar, în realitate, în preoția ortodoxă, când se unge preotul, este sfințită și preoteasă. Și atunci, preotul devine ca un Dumnezeu, ca o manifestare a lui Dumnezeu prin inimă. Lucru care nu există în catolicism. Eu nu zic să mă credeți. Învățați una alta și după aia vă uitați și voi. Vă uitați să credeți că, mă rog, la slujbe, da? Și a fost slujba de la Vatican. Și dacă vedea și voi slujba de la Vatican, a fost și ea un EP pe acolo de 500. Mă, cam puțin tel față de 93.000. Bine, nici cu aia nu e rușine, că am vrut să văd și electricitatea de ce se întâmplă dacă nu intervine ceva. 100. Nașpa. Vrea pe aia cineva cu lucra. De ce? Ca să facă. Că se poate. Dar până nu refaci anumite lucruri pe care le-ai greșit, n-ai cum. Nu există decât în jos. Dacă vrei să urci, trebuie să refaci tot ce ai greșit. Bine, acum să încearcă, știți, cu chestia cu clasele de asistență socială de la teologie, bagă fetele la asistență socială, să predea, de fapt, pregătesc fetele pentru preotesc. Propovăduiesc fete, că nu mai fac ore de religie, mai alea, mai alea. Dar până schimbi țugulanul român, să spui, băi, stai un pic, că și femeile pot să fie preotese, să intre în altar, mai va. Asta a fost una dintre supărările Maicii Veronica. În liturghie, Maica avea 98 de hași. Asta de vorbă că înainte să plece. Și mi-a zis, supărarea mea cea mare e că eu nu pot fi preoteasă. Eu nu pot să fiu decât mai testare. O facem acum, da. Pe partea aia. Și asta nu pot să schimb eu. Și nici nu sunt curios. Dar puteți să schimbați voi la nivelul conștiinței voastre.
raportul meu vis-a-vis de tatăl este raportul Yang în mine, raportul meu vis-a-vis de mamă, maica, este raportul Yin din mine. Deci dacă eu sunt în dezechilibru cu tatăl sau cu maica, există un dezechilibru Yin Yang în mine. Deci eu nu pot să fiu precum Dumnezeu. Deci starea de Dumnezeu nu se poate atinge decât în momentul în care eu împac cele două principii în mine, în primul rând. Eu sunt o manifestare a Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu este o relație personală, nu de turmă. Marea supărare a Dumnezeu este că voi nu sunteți capabili să vedeți când vă duceți acolo. Vă duceți la înviere și nu vedeți nimic. Nu, vedeți pe ăla cum și-a prins lumânările. Hristos a înviat pe acasă la ciorbă. Ori, deschiderea ochilor nu se poate face de astăzi mâine. Nu sunteți pregătiți să vă deschideți ochii, să vedeți lumele dincolo. Trebuie să învățați să trăiți cu lumele dincolo. Trebuie să învățați să trăiți cu rău. Din voi, de lângă voi, din naiboști. Și asta nu e ușor, știți, nu e frumos. Știți, m-am dus la barcă Maica Paraschiva. Că am avut și eu schemele mele de gândire. Și mă duc la Maica Paraschiva, la ea. Să mă închin. Mai și m-a trăznit, Doamne, Doamne. Mă duc și eu frumos stau ca și creștinul la coadă și când să pup moștele, buf, dar în cap. Dar de ce vrei să te închin la niște oase? În loc să te închin Dumnezeului celui viu. Nu am să stai dracu. Așa gândește un creștin adevărat, nu? Și după aia mergând eu pe drum așa și când am văzut eu prima oară că am cu mine una, mi-am dat seama că nu era dracu. Că moaștele unui sfânt n-au nicio valoare dacă prin el nu se manifestă cine? Dumnezeu cel viu. Sfinții nu au puterea lor. Au puterea lui Dumnezeu, pe care o primesc pentru meritele lor. Deci sfinții, moaștele de sfinții, coanele sfințite, au putere în măsura în care le-o dă Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu cel viu. Atâta timp cât o să mai simțiți, ce-mi place să vă zic asta. Atâta timp cât o să mai simțiți nevoia să vă luați lumină, bela, moaște, maestri. Ce vreți voi? Înviere înseamnă că n-aveți lumină. Și n-ați înțeles lumină. Când o să aveți asta, o să stați pe curul vostru acasă și o să deschideți calea către lumină când vreți voi. Nu la 93.000, la 193.000. De ce? Pentru că știți și puteți. Până atunci, luați-vă cu lingurița. Da? Da. Om mare. Om înseamnă un om, omii, plus Dumnezeu cel viu. Mai, până atunci. Să știți că pupatul moaștelor și icoanelor e un soi de fetișism. E necesar. Bă, eu recunosc, sunt primul care recunosc că e necesar. Bă, dar tot fetișism e. Știi, cu poza în lipsa, ăla e plecat în armată? Dar dacă eu l-aș avea lângă mine, aș avea-o pe doamna lângă mine, i-aș mai pupa tablou? Nu. O am pe doamnă. A, când e plecată doamnă, rămâne tablou. Corect. Și mă conectez la doamnă prin tablou. Mă uit odată la doamnă. Și zice, de ce sunteți tot așa de dur cu icoanele și cu... Doamnă, știți ce o să fac? Când o să aveți nevoie de sfaturi, o să fac un poster mare așa la mine la cabinet. Și veniți și vorbiți cu posterul. Asta e deosebirea între icoane și spirit. A, icoana reprezintă spiritul. A, absolut da. Bă, dar icoana nu e spiritul. Icoana nu e Dumnezeu cel viu. E o formă de manifestare, da. Dom'le, dacă mă aveți între voi, de ce nu mă întrebați acum?
Vă dau un poster? Mi-ar plăcea să pot să rezolv, să-mi las un poster la cabinet, eu mă duc cu mașinuța pe dealul și merge și vorbesc cu posterul. Dar e mai greu. Deci au valoare. Să nu credeți, au valoare. Dar este un stadiu retrograd de manifestare spirituală. Relația personală cu Dumnezeu presupune relație în spirit, în duh. Adică mă întâlnesc cu șeful face to face, îmi spune Dragoș, bă, nu prea ai fost corect la conferință. Asta mă duc și pe mine, că ușorul. Îmi fac. Eu ce? Asta e, atâta pot. Dar, asta înseamnă relație personală cu Dumnezeu. Ce spre vremea bătrânilor care întâlneau pe... Ziceau, l-am întâlnit pe bătrânul, pe potecă, în pădure. Și mi-a zis, uite, așa, și așa, și așa, și așa. Și mai întâlneam cu oiniță. Aia era relație personală cu Dumnezeu. Sau poți să-L întâlnești în liturghie, poți să-L întâlnești în slujbe, poți să-L întâlnești oriunde. Vrea El să-L vezi, să-L întâlnești. Poate să vină. Sunt copiii care îi văd. N-am aici, am o maestră, un băiețel, știi, și la un moment dat mă sună cineva. Păi, zice, mi-a venit, știi, zice, o să vină Dumnezeu pe pământ. La ce ori? La trei. Eu zic că asta e nesănătoasă la cap. Dar zic, mă sor, bă, iese că vine. Întreb pe al meu, bă, zice că vine șeful. Zice, bine, am înțeles. Și trimit mesaje la maestri. Vedeți că vine șeful la trei. Așa și voi curățenie pe acolo, aprinde și voi lumânării, că vine șeful. Și îmi povestește maestra asta mea, are un băiețel care vede și care i-a zis, eu am venit la tine pentru că știam că o să faci reiki. Dar de ce? Că eu, când ai venit, tu nu făceam reiki. Da, dar zice, eu știam că o să faci. Și îmi întreabă la unde, îi spune maică-sa lui Puștiu, zicea, auzi? Zice, și că o să, a zis Dragoș că o să vină Dumnezeu. Zice, păi a fost, tu l-ai văzut? Asta e noua generație. Care, de la care noi învățăm. Nu se mire că vin îngeri, că coboară Dumnezeu pe pământ, că n-au treabă de genul ăsta. Deranjează. La lor li se pare firesc. Evident, trebuie ascuns un pic de psihiatrie până se fac mari. De profesori și de medici. Da? Sau de preoți. Da, se întâmplă. În altă linie de idei, voi nu ați înțeles că cea mai importantă și prima lege pe care a dat-o Dumnezeu și pe care, slavă Domnului, am îndeplinit-o, este crește și vă mulțiți. Știți, toate legile sunt tributare astea. De ce? Pentru că viața, copiii, sunt singura modalitate prin care puteți da șansă unor spirite să se nască. Și n-am zis să-i zis o femeie, bă, cine n-a făcut un copil și-a arătat misiunea personală ca femeie. Și orice faceți, orice ziceți, una dintre, pe lângă evoluția personală, una dintre misiunea cele mai importante a unei femei, sau poate să zic a doua, este să facă copii. Și a unui bărbat asemenea. Pentru că altfel n-ați fi fost nici voi. Și o să ne ia de urechi chineții, pentru că ei au înțeles treaba asta. Prima lege, care justifică orice, inclusiv un incest pentru numele Dumnezeu, n-am cu cine să fac. Mă rog, cu mătușa lui. Aseară, în care management, mă rog, unul dintre pacienți, făcuse un copil cu mătușa sa. Dacă n-am cu cine. Știți că în Biblie există incestul, ca să nu-i se stingă neamul, fetele s-au bucat cu tasă. Pare rău, dar sunteți urmașii unui incest.
Sorry. Altfel nici nu erați aici. Deci până și asta. Un copil justifică orice. Lăsați biserica, că nu e sub lege, că astea sunt prostii umane. Copiii justifică orice. Viața e cel mai important. N-am zis-o eu. E Biblia voastră. Cea mea. În altă linie de idei. Băi, am stat eu și așa și m-am gândit și n-am găsit momentul în care și-a făcut apariția familia. Vedeam că zic că familia nu e naturală. Știți că familia nu e naturală? Da. Familia nu e naturală de ce? Pentru că împiedică variabilitatea genetică. Corect? Mă gândeam să mai fac doi copii. Unul negru. De înclinam. Ce crezi? Nu, mai nu, nu mi-ajung, slavă Domnului. Dar vă spun că stăteam și mă gândeam, băi, dar nu se poate. Și am luat cărțile. Și am întrebat prieteni. Băi, când e prima oară când a apărut noțiunea de familie? Când e prima oară când a apărut noțiunea de... Bă, sunt invenții umane. Familie, căsătorie, sunt invenții umane. N-am ce treabă cu Dumnezeu. Al final, n-ar fi atâtea sisteme și atâtea religii. Și atâtea tipuri. Insuflat de Dumnezeu, poți să ai patru neveste la Mahomedan. Mă rog, nu mai nici aia. Și restul. Ăia din mormonii poți să ai 10 sau cât. 12. Și tot așa. Nu există. Deci ceva nu e în ordine. Noi l-am luat ca pelicani. Eu m-am căsătorit, că așa era modelul. Am zis, bă. Și după aia, după ce m-am căsătorit, am zis, nu e asta. Nu e modelul. Nu, asta. Nu e. Ceva nu e în ordine. Că trebuie să ajungi la un echilibru. Bă, dacă nu găsești echilibru într-un loc, înseamnă că nu e aia. Există căsătorie? Absolut, da. Există căsătorie și încerc? Absolut, da. Dar ceva nu e în ordine și nu știu ce. Asta trebuie să recunosc că n-am descoperit care e treaba cu asta. Pentru că nu se poate. Nu se poate. Undeva, eu v-am aruncat chifteaua. Găsim răspunsul. Dar nu știu de ce nu e ok. M-am uitat. E o schemă. Când îi duci, sfat, analize. Te vorbești cu popa, te planifică sfatul, primărie, restaurantul. Bă, e clar că trebuie să fie. Că eu muncesc, știi? Trebuie să muncim. Trebuie să plătești pe popa, trebuie să plătești restaurantul, ospătarii. N-aș trebui să-ți dea și cadou, deci... Și am făcut-o de mai multe ori să înțeleg schema. Deci am experiență, pot să vă spun. E o schemă. Dar nu înțeleg schema. Că trebuie să treci prin a ta, e o școală foarte bună. Dar nu înțeleg schema. A. E educativă. Corect. Am găsit, acum stau să mă gândesc, în... Lopsang Rampa, la un moment dat, se arată căile de evoluție spirituală. Și zice, dar ce e cu căsătoria asta, de seama, te trezești, tu, mă rog, trăiește în mănăstirile, dar ăștia să căsătorezi, da, ce e asta căsătorie? Ce e aia femeie? E o formă de evoluție spirituală. Perfect. Deci e o formă de evoluție spirituală îngăduită de Dumnezeu. Ok. Sau obligatorie. Dar măcar știm și noi. Ce reprezintă? Nu ne mai apadăm? Trebuie să te căsătorești. Am deja. Ok. Dânsă. Perfect. Ce trebuie să prestezi? Asta. Perfect. Dar știm și noi. Numai că nu toate ți se spun așa de la început. Căsătoria cred că este îngăduită totuși de Dumnezeu în programul vieții. Acolo de școală. Era o chestie foarte drăguță, cu doi măgari legați de hamuri, știți? Și
2 măgari legați de hamul și 2 grămezi cu fân. Știi? Și fiecare încerca să ducă la grămada lui cu fân. Și la un moment dat zice, ce face? Murim de foame sau colaborăm? Și ei zic, colaborăm. Și atunci măgarii s-au dus prima oară și au mâncat o grămadă și s-au dus a doua oară și au mâncat a doua grămadă. Cam asta este pentru mine căsătorie. Peteleac. Dar măcar știu că e un schemă. Pot să aleg să ies în afară unui schemă? Absolut, da. Nu sunt obligat să intru într-o schemă. Decât dacă, mă rog, e voia lui Dumnezeu. Și aici este un psalm care mi-a plăcut mie. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina și va găni cu vrăjmașul lui, cu vrăjmașii lui, în poartă. De ce e important? E foarte important pentru că să știți că puterea unui individ este dată și de familia lui. Este ceea ce se cheamă subconștient colectiv, subconștient de grup. Și să știți că o familie este cu atât mai puternică cât are mai mulți membri. Evident, nu ca mine. Ideal era să fie o familie, dar cum probabil era greu să găsesc o doamnă care să facă 9 copii, s-a întâmplat așa. Despre voia lui Dumnezeu. Să știți că a-ți îndeplini misiunea personală și a face ceea ce trebuie, înseamnă să faci voia lui Dumnezeu 100%. Voia lui Dumnezeu 100% înseamnă să fie să faci orice. Și există pilda lui Avram și al lui Isaac, există pilda lui Solomon, există pilda lui Moise. Toată lumea zice, nu Dumnezeu i-a zis. Că Moise la un moment dat, nu știu dacă știți, a trebuit să ucidă orice. Femeie, copil, bărbat și animal. Unde ajungea? Mă rădea tot. Și știți că porunca a fost de la Dumnezeu. Noi avem o idee, deci scoateți-vă din minte iubirea de pe Facebook. Iubirea de divină de pe Facebook. Dumnezeu nu e rău. Și o să vă dau un exemplu foarte drăguț pe care l-am mai dat. Cu pisicuța. Că am dat-o parte. Apropo de voința divină. La un moment dat rămăsesem eu singur. Și, mă rog, Doamne, Doamne, mă iubește, eu trebuie să recunosc. Și mi intră în curte o pisicuță cu fundă roșie. Era un bisoi alb cu negru. Și zic, bă, nu-l las în casă că o să facă aia, îi mă duc și iau și mâncare și tăviță și toate alea. Și l-am lăsat în curte. Bă, nu știu pe unde a ieșit. Cert este că am întârziat, ajung noaptea acasă. Când ajung noaptea acasă, în lumina farurilor, îl văd turtit pe asfalt. Deci m-a luat inima. Deci mi-a stat inima, vreau să spun. Și am început. Mamă, dacă nu... Ce câmpit, nu mai are lucru, puteam să lași pisoiul în casă. De ce? La, la. Îmi făcea proces de conștiință. Și atunci, Doamne, Doamne, care e foarte drăguț să-mi zice, vezi? Tu îți faci probleme pentru un pisoi. Și iau decizia morții a milioane de oameni. Fiecare zi. Și m-a făcut mic. Faptul că Dumnezeu ia decizia cine trece și cine moare, nu face criminal. Și faptul că Dumnezeu ia decizia cine trăiește și cine moare, indiferent că e vorba de mama mea, de copiii mei, de iubita mea, de câinele meu, nu înseamnă că e rău. Și că trebuie. Dumnezeu judecă prin necesitate. Dumnezeu judecă în încercați, și să știți că ăsta este un exercițiu foarte bun, să vă puneți în pielea lui Dumnezeu. Într-o zi, să ziceți, bă, ce aș face eu dacă aș fi Dumnezeu? Știi că am filmul ăla cu Dumnezeu pentru o zi. Și vedeți ce se întâmplă. Să știți că nu se supără. Chiar avea nevoie de niște ajutoare. O să vă dați seama că nu puteți să fiți și atunci o să vă luați așa o tag la mai mică, că nu puteți să faceți tot.
Am mai încercat atunci și n-am mers. Și atunci, apropo de voința lui Dumnezeu, voia lui este funcție de necesitate. Și asta trebuie să învăț și eu, la un moment dat. Eram supărat pe Dumnezeu la un moment dat. Pe Hristos, haideți să vă spun de ce. Am avut o viață în care credeam în El. Și la un moment dat am fost băgat la închisoare și am fost atât de convins că Iisus mă va salva, încât în momentul în care m-a umilit pe ea, m-am supărat pe El. Cum adică? Nu m-a salvat când eu am crezut în El. Și mi-a trebuit ani în viața asta să înțeleg că moartea, la un moment dat, este o necesitate. Și am mai înțeles ceva. Că nimeni nu are putere de viață și de moarte decât Dumnezeu. Mă dau seama câți mi-au avut mie colima. Mai drăguț a fost, bineînțeles că nu pot să aibă nici colima copiilor mei, dar am întâlnit la un moment dat un episcop ortodox cu care am stat la masă și care n-a avut nimic să-mi reproșeze din tot ce am scris, care mi-a citit toate descrierile, apropo ăștia. Mă rog, dar am citit ce scriu. Și care într-o zi mi-a trimis un înger al morții pe unul dintre copii, pe băiat, cred că având mai multe fete. Evident că el era mai vulnerabil. Și lângă mine era sâmnece. Noroc că mai erau îngerii păstori pe acolo. Și evident că m-am dus să văd ce s-a întâmplat și am dat peste el. Evident că m-am supărat. Și după aia am zis, bă, zic, nu să mă pot să mă pun cu toți nebunii toată viața. Evident că am luat tot ce înseamnă potențial și la la la. Dar nu poți să te pui cu toți nebunii și cu toți proști. Ocazia asta nu-s că acum am doi băieți, așa că... să mai încerc. Există nebunia. Apropo de trimis îngerul morții și de putere spirituală. Numai că până și atunci nu mor decât dacă îngăduie Dumnezeu. Știu că voi trăi atât cât îngăduie Dumnezeu. Și nu mai trebuie să vă fie frică de moarte. Bine, vreau să spun pentru unul ca mine, de obicei moartea e o eliberare și o binecuvântare. Și mă rog, dacă reușește unul de ăsta, ar fi chiar drăguț că în condițiile în care mai am și eu bubelele mele în cap, mi le ia el. Și atunci, chiar aș fi foarte bine. Numai că vă o să trăiți atât cât îngăduie Dumnezeu și cât vrea Dumnezeu. De ce? Păi de-aia. Pentru că trebuie să-ți îndeplinești misiunea pe care o ai tu de îndeplinit. Și asta este valabil și pentru voi. În altă linie de idei, apropo de misiunea personală, păi, faceți-vă ce aveți voi de făcut. Dacă tu nu faci ceea ce ai de făcut la un nivel micro sau mic, nu te poate pune nimeni să faci o misiune personală la nivel mare. Că nu știi să o faci și nu poți să o faci să te lasă. Și problema este să o faci mai mult decât. Pe undeva e nasol. Că dacă tu faci o misiune personală și o faci foarte bine, după aia ești foarte greu de înlocuit. Și nici asta nu e bine. Că după aia vrei să pleci și n-ai cine să-ți ia loc. Dar cu toate astea vă sfătuiesc, faceți ceea ce este bine. Apropo de voința lui Dumnezeu. Băi, voința lui Dumnezeu nu este aceeași cu voința și cu tot ce aș fi voi în cărțile voastre. Și o să vă spun de ce. Și am voie să vă spun că eram în dubiu dacă să vă spun sau nu asta azi. Dar pot să vă spun, pentru că, vedeți, și în mine mai există reminiscența păcatului, idei de păcat. Nu oameni, ne-a fost să dă adânc păcat în cap, că ai păcat, 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 e ca babau, 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 babau. Și până și în mine, păi, da, uite, vezi ce fum de voie. Să simt că nu e nicio problemă. Aveam o nedumerire. Eu sunt de la care studiez, sunt ca și chinezi, știi? Tân, 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 tân. Și la un moment dat mă uitam la un canal XXX. Știți ce înseamnă, nu? Pentru cine nu știe, era un canal porno. Bun. Problema nu e că mă uitam la un canal porno. Problema este că, băi, îi disperase pe îngerii mei. Deci au venit toți. Dar de ce te uiți? La asemenea priveliști.
Părintele Argatul. Deci m-am trezit cu toți duhovnicii mei care au trăit, care au murit. Vedeam peste mine. Dar mă lăsați, nu știu de ce mă uit, dar trebuie să mă uit. Simt eu că ceva, că eu mai am după ce simt. Nu mă interesează, poți să-mi spui că nu știu mai ce, dacă eu aici simt că nu e în ordine, nu te iau seamă. Am acel ceva. Și mă uit, și mă uit, și mă uit. Mă rog, devin repetitive, că sunt permutări de luate câte trei, deci nu există mai mult de trei posibilități, deci e o limită, da? Bun. Și mă uit, mă uit, mă uit. Băi, și la un moment dat vine acel moment când am revelație. Puteți să vă imaginez că poți să ai o revelație vânând în casa un canal de filme porno? Bă, și am acea revelație, după care nu am uitat la filme porno. De ce nu am uitat? Pentru că ajunsesem la maxim. Și care a fost maximul? O tipă foarte frumoasă. Deci exact ca în poveste. Plon, ochi albaștri, naturală. Și evident un negru. O să vi se pare eu, că vă spun la treia zi, a doua zi de Paște, treaba. Dar o să înțelegeți de ce. Și asta pentru că voi, că și voi gândiți prin păcat și prin ceea ce ar trebui să fie binele și rău, corect? Bun. Mă rog, și acela a fost drăguț. Evident că eu sunt cu Ansa în mână. Adică la mine Ansa stă lângă fotoliu, pat, canapea. Și când mă uit, ia. Înger întrupat. DH, 95. RVD-ul, 90 nu știu cât. Adică, era un înger care îndeplinea o misiune personală. Îl măsoar pe el? Negru, frumos, mare, mă rog. Dezamăgitor de mare. Știți aia cum, ce e mai... Cum e mai bine? Mare sau imensă? Mă rog! Sau enorm. Și îl măsor pe negru. DH-ul minus 40 nu știu cât. Doamne, ce se întâmplă aici? Și de fapt, un cap la cap cu imagini pe care le-am avut, cu îngeri pe care i-am mai întâlnit în diverse domenii de activitate, că e muzică, că e politică, că e... Ce vreți voi? Spor. Că e... Și îmi dau seama că eu compilez. Că îmi dau seama că toate domeniile astea sunt încăduite de Dumnezeu. Ca formă de școală. Și ca formă de manifestare a răului. Vă dau un exemplu. Domnule, imaginați-vă iad. Uf, cum e iad? Este ca un cazan sub presiune, corect? Bun. Și dacă ai un cazan sub presiune, ce faci ca să-l detenționezi? Îi mai dai drumul pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale. Bun. Și dacă ai înger sexual, ce faci cu el? Demon. Sunt și înger sexual, dar asta e partea doamnă. Să zicem că ai demon, ce faci cu el? Sexual. Nu trebuie să recreezi un cadru de manifestare? Și te dai voie. Uite-mă aici. Dar dacă se conduce treaba asta pentru că există o nebunie și că demonii nu sunt capabili, să știți că de un doi demon, dacă se întâlnesc, se ceartă. Și atunci ce face? Toate domeniile de activitate au o ierarhie care este condusă de paradoxal, îngeri. Și din când în când Dumnezeu trimite misiuni, îngeri cu misiuni personale, în orice domeniu. În orice domeniu. Și atunci am început să întâlnesc îngeri care fac ceară. Îngeri care fac pornografie hard. Și mi s-au schimbat toate alea. Pentru că astea fac parte din Dumnezeu unul. Nu din ceea ce credem noi despre bine și rău. Și în momentul respectiv nu m-a interesat domeniul respectiv, în momentul în care am înțeles. Și mi-a venit o doamnă de asta, de ziceai că și-a dus copilul la școală și acum vine la mine, la cabinet. Și mi-a zis, zice, domnul doctor, eu fac hard. Adică, eu îi bat. Așa cum, doamnă, că nu știam. Că eu învăț lucruri noi. Și zice, adică la mine plătesc bărbații ca să îi bat.
Ce? Și zic, dar de ce? Adică mă întreabă, zice, dar nu înțeleg de ce trebuie să-i bag. Și atunci eu compilez, da? Zic, pentru că au plăți karmice și având plăți karmice, sunt, trebuie să le plătească. Și ca să le plătească, nu mai poți să te duci să te bată cineva pe stradă acum și își plătesc singurii, plătai. Bun, cam atât despre subiectul ăsta. Nu vreau să aduc energia asta aici. E foarte bună, dar în alte momente. Ideea este, toate domeniile de activitate sunt coordonate de Dumnezeu. Încercam să vă explic că lumea asta este așa, pentru că Dumnezeu vrea până și în lumea interlocul se întâmplă. Până și în lumea mafiei există. Da? Trimiși de Dumnezeu cu misiuni personale. Bun. Mai departe. Asta sunt convins că v-a plăcut mult. Și acum ne întoarcem la Sfinți. O să vorbim despre Sfinți. Sfinții cer să nască din nou. Marea majoritate. Oricine nu a ajuns la cer 10 și marea majoritatea Sfinților pe care îi vedeți voi ca Sfinți, indiferent că sunt catolici sau ortodoxi, nu au ajuns la cer 10. Trebuie să întoarcă pe Pământ. Ei sunt supuși ceea ce sunt, mă rog, etapei care apare în Biblie și care se numește ultima ispită a Sfinților. Bun. Problema lor, și asta vă spun ca terapeut, pentru că mulți se întorc la mine, este că majoritatea au o integrare greșită a sexualității, a propriei sexualități și a principiului feminin. Iar cei care au fost bărbați altădată și au, cum se cheamă, au denigrat și au considerat femeia inferioară, se nasc femei. Și drept urmare, marea majoritate a Sfinților, ăștia au valori mai peste de 60, 70, 80, care se nasc, au probleme de relaționare, de cuplu și probleme sexuale. În altă linie de idei, problema cu Sfinții este destul de nașpa. Și o să vă spun și de ce. Mie mi-e drag așa când se mai sfințește cineva. Teoretic, din punct de vedere a ortodoxiei, atunci nu ar trebui să faci sex. Așa zice ortodoxia. Pentru că ei consideră actul sexual ca fiind greșit. Bun. Din păcate, anul are doar 365 de zile. Așa că dacă o să-i sfințiți pe toți, s-ar putea să nu vă mai nașteți. Da? Este una dintre problemele pe care l-a propus. Și o să vorbim despre problema pe care a provocat greșit creștinismul. Și asta este relația cu sexualitatea. Au considerat-o greșită. Și asta este pentru că cei care au știut au transformat în taine sexualitatea. Că sexualitatea există inclusiv în lumea astrală, inclusiv în cer, la nivel 7,4. Și îngerii au sex până la un anumit nivel. Mi-e drag de voi. Mă rog, studiați. Cred că și că partea asta de studie e foarte interesantă. Și ce mă amuză pe mine cel mai mult, din câte știu, s-ar putea să mai stau foarte mult pe această planetă. Nu știu, vede ce vă dorește șeful. S-ar putea ca să fie ori. Știți că ziua de astăzi este un nod temporal pentru mine. Care poate să fie ori un moment alb. Relansării misiunilor mele personale, ori cântecul lebedei. Dar mă amuză amândouă. Pentru că orice ar fi nu e rău. Și o să vă spun după aia de ce. Ce mă amuz este că toți ăștia care spun că nu există reîncarnare, care spun că sexul e un păcat, care spun că relația dintre bărbat și femeie, nu știu cum e, o să trebuiască să nască și o să ajungă la unul ca mine care să le facă psihoterapie. Deci nu pot să nu mă amuz, îmi pare rău. Mi-e drag de el. De ce? Nu se poate. Și spuneam la un moment dat,
Nimic nu este mai grav decât să ai impresia că știi adevărul. Și culmea este că această replică am văzut într-un film foarte hadânc. Se cheamă Dexter. Și este dat de o, este o replică a unei, a unei criminale în serie. Și care spune, dar mie mi-a făcut ideea. Și care spune, dar e paradoxal că e dat tocmai de o criminală. Voi știți că criminalii în serie sunt, de fapt, niște programați? Care au și ei. E, după asta trebuie să-l merești, după asta, după asta, după asta, au data, ora, loc. El vine și a făcut menirea și a plecat. Bun. Și asta este așa, zice... citesc par memoria. Zice... Îmi place de cei care caut adevărul și zice și ceva de genul și fug de cei care zic că l-au găsit. Băi, mă zic așa. Și are dreptate. Niciodată. Asta pot să vă spun din propria experiență. Tot timpul am avut impresia că am găsit o piatră de temelie. Ah, asta e sigur. Băi, știi cum? Odată zice, doamne, doamne, da, e sigur bang. Și îți rupe picioarele de la scaun și iar te ridici și zici, a, de data asta e ok. Bam! Și îți rupe picioarele de la scaun și iar te ridici și tot așa. Și viața și școala spirituală cam așa e făcută. Tot în momentul în care ai impresia că ai găsit adevărul, în momentul respectiv, e cam pilda cu Buddha, știți? Știți faza cu Buddha mergea și la un moment dat cu alaie și la un moment dat întâlnește un om și ăla îi spune, zice, o, mărețe Buddha, de 10 ani mă chinui aici și am ajuns la concluzia, există Dumnezeu. La care Buddha zice, stai liniștit că nu există. Și pleacă mai departe. Și merge și merge și întâlnește pe o, mărețe Buddha, de 15 ani mă chinui aici și am ajuns la concluzia, nu există Dumnezeu. La care Buddha zice, e serios că există. Și pleacă mai departe. Și ajunge la altul, zice, o, mărețe Buddha, de 20 de ani mă chinui aici. Și încă nu știu, există sau nu există Dumnezeu, la care Buddha îți mărturisesc că nici eu nu știu. De fapt, care e ideea? Dumnezeu îți dărâmă certitudinile special ca să cauți mai departe. Feriți-vă de oamenii care au certitudini. Că ea nu mai caută și vezi că se plafonează. Îi vezi că se autolimitează. Așa că singura certitudine pe care pot să vă spun astăzi cu valoare de adevăr 100% este că nu există nicio certitudine. Asta pot să vă spun. Clar. În rest, puneți la îndoială absolut tot ce aflați de la mine și de la alții. Pentru că nu știm când, Doamne, Doamne, mărinimia Lui se va hotărâ să ne rupă piciorul de la scaun. Ca să vezi că nu e chiar știți, pe mine mă interesa un lucru. Și anume, eu verific diverse lucruri. Și printre altele este următoarea zicală a poporului român. Până la Dumnezeu te mănâncă Sfinții. Adevărat sau fals? Adevărat. Și o să vă spun și de ce. Dar e firesc să fie așa. E firesc să fie așa și chiar și eu, dacă ar fi să trebuiască să dau girul meu unui elev de-al meu, aș fi foarte... aspru. Și l-aș trece poate prin... evident că l-aș trece prin încercările pe care am trecut eu, dar l-aș trece și prin altele noi. Dar, în perspectivă, lucrul e pozitiv pentru că el are și mult mai bun și mult mai îmbunătățit. Chiar și decât mine. Da? Asta este principiul antrenorului. De multe ori, știți că de multe ori antrenorul e mai slab decât elev? De asta pentru că antrenorul vede din exterior. Da? Și... pe undeva face bine asta pentru cel pe care îl crește. Ok. Dar vreau să vă spun ceva. Și vă pun în gardă, pentru că așa fac eu și eu n-am avut șansa asta. Există un moment în viața voastră
în care nu mai te poate ispiti rău, că îl știi. Îl simți, îl miroși, îl cunoști. Dar vine ispita prin îngeri. Aia e cea mai nasoară. Și vă spun că eu mi-o fur, mi-am furat-o, mai ușurere. Dar mi-am furat-o. Ispita prin îngeri e cea mai nasoară. Și n-am zis-o. Să știți că ortodoxia are să te ferească Dumnezeu de ispita prin îngeri. Ori în ziua de astăzi este cu atât mai greu, cu cât sunt foarte mulți oameni care au acces la îngeri de diverse dimensiuni. Că e Reiki, că e radiestezie, că e ortodoxie, că e creștinism, că sunt franciscani, că sunt ruși, că sunt foarte mulți oameni care au acces la îngeri. Da? Și câteodată vreau să spun că nici nu mai știe în ce să cred. Așa că, beware. Aveți de grijă. Ideea este să aveți grijă cum am ajuns eu la concluzie, deci cum fac eu. Eu consider că trebuie să ajung la punctul ăsta. Și aia e misiunea mea personală. Orice, oricine încearcă să mă abată de la punctul la care vreau să ajung eu, îl dau la o parte. Băi, apostolii, da? Țineți minte când vine Petru și spune Mântuitorului: Doamne, dar de ce să te duci tu la Ierusalim să te sacrifici? Nu mai bine facem aici trei căbăduțe? Și nu-i spune Mântuitorul: înapoi a mea, Satan. Măi, și era Petru. Îndoiala este bună în evoluția spirituală. Tot timpul să aveți un semn al întrebării în orice. Băi, singurul moment în care puteți să aveți certitudine că un lucru e ok, este când vine Dumnezeu și spune: bă, dragul, și așa e. Atât. În rest, ansă, înger, telepatie, mentor, n-ai ceva. Și Doamne, să spună un lucru, bine destul de rar. Așa că păstrați-vă în minte acea urmă de îndoială. E prezentată foarte mișto de Paulo Coelho în Al Cincelea Munte, apropo de îndoielile lui Ilie. Vorbesc serios. Și noi nu mai suntem pe vremea lui Ilie. Când Ilie, drăguțul, avea demonul și îngerii. N-avea maestri, n-avea preot, n-avea episcop, n-avea pe nimeni cu el. Aveau doar îngerii și demoni. Acum la noi e lumea mult mai diversă. În altă e de idei. Băi, voi aveți pretenția ca un mentor, să zicem eu, să fie așa, într-un anume fel. Mai greșit. Imaginați-vă apostolii care au stat lângă Iisus Hristos 3 ani jumate, da? Imaginați-vă. Mie mi-e dragă treaba asta, știi? Că se prezintă în Joia Mare doar cum se spală pe picioare, știi? Care e un fel de demonstrație. N-ai nicio valoare spirituală. Dar nu se vorbește despre un lucru care se petrece în Joia Mare. Când unul dintre apostoli spune: Doamne, și Tu când nu vei mai fi Tu, cine dintre noi va fi mai mare? Bă, nu murise. Știți, e ca aia când e cineva pe patul morții și vine și spune: auzi, dar nu-mi dai mie drujba? Nu-mi lași mie, semnești mie testament? Și atunci Mântuitorul îi spune: cel care vrea să fie mai mare, să fie slujitorul tuturor. Bă, și n-au înțeles nimic asta. Preoția, deci biserica s-a transformat în castă. Dar casta asta nu mai servește oamenilor. Au câțiva oameni care servesc oamenilor, dar ăștia sunt talpa de jos, și restul nu mai servește oamenilor. Ei n-au înțeles că putere nu ai decât dacă slujești oamenii. De asta n-are biserica putere. Și ție, râde ce de la spate. Spunea la un moment dat ortodoxia, râdeau de catolici că nu mai au putere spirituală din cauza luxului. Dar fac catedrala de-a mea. Nu-i rău.
Trebuie să existe Catedrala Neamului. Să știți că mie îmi place că se face Catedrala Neamului. Dar mă uitam acolo să fie, mă rog, cele patru colțuri, cei patru apostoli ăla, și o să fie și o clinică pentru terapie. Și cine face terapie clinică aia? Ei? Arătați-și mie un preot care face terapie și face vindecare. Să facă terapie, să ce? Pun doctor acolo și dau Xanax? Aici se pune problema de practică spirituală. Că nu o să duc acolo nea ăla care face terapie în vârful muntelui. O să trebuiască să formeze oameni care să facă terapie. Și dacă ei nu schimbă optica relativă a terapie la terapia cristică, nu o să facă să facă nimic. O să facă niște clădiri goale. Dar este un lucru care e foarte drăguț. Și asta o să vi se întâmple vouă, celor care o să vreți să răspândiți cunoaștere și lumină. Și anume, cuvintele Sfântului Apostol Pavel, și anume, ăsta mi-a dat foarte mult de gândit, se numește și zice, cu cer fără de lege m-am făcut fără de lege din dragoste pentru Evanghelie. Adică, nu mai poți să schimbi omul din ampon. Trebuie să te duci la el. Ca să te duci la el, trebuie să faci ceea ce face el. Ca să faci ceea ce face el, trebuie să fii între ei. Și presupune să faci ce fac ei. Și asta de multe ori presupun ce? Fără de lege. Dar dacă vă trimite Dumnezeu, va trebui să o faceți. În altă ordine de idei, nu vă mai fie frică pentru sufletele voastre. Este unul dintre lucrurile pe care le-am învățat cel mai greu. Să nu mai îmi fie frică pentru sufletul și mântuirea mea. Pentru mine nu mântuirea este, îi aud pe toți, mântuire și smerenie, mă rog, mai face o chinăciune mare, ce-ți dorești, mântuire și smerenie. Nu mântuirea trebuie să fie scopul vostru.